Bună ziua, stimați consilieri. Nu, bună ziua, stimați executiv. Bună ziua, stimați telespectatori. Prezența Consiliului Local este mai multe. Din 17 consilieri validați, 17 sunt prezenți. Declar ședința deschisă. Cu aprobarea dumneavoastră, cu accentul dumneavoastră, o să dau ordine de citire, ordine de zi, în poziția în care sunt dumneavoastră. La vot. Procesul verbal din 26 aprilie. Dacă sunt discuții, s-a completat la procesul verbal, din data respectivă. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Cine s-a ținut? Cine este împotrivă? Unanimitate. A fost votat. Dau citire ordinii de zi, așa cum a fost redactată. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Grozav Ion, președinte de ședință pentru luna iunie 2018, inițiator primarul orașului Procna. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a terenului în suprafață de 600 metri pătrați, aferent ibocului construcției situat în strada Eremia Grigorescu numărul 6, orașului Procna, edificat pe teren concesionat. Inițiator primarul orașului Procna. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind completarea actului constitutiv al societății comerciale Util Consei KSRR, aprobat prin hotărârea Consiliului Local cu Procna numărul 67 din 20.07.2017, cu modificările și completările ulterioare. Inițiator primarul orașului Procna. Proiect de hotărâre privind acordarea stimulentelor financiare elevilor care obținut rezultate deosebite la competițiile școlare, județene și interzjudețene sau regionale, organizate în anul școlar 2017-2018. Inițiator, primar, oraș Târgu. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind închirierea, în condițiile legii, a unor suprafețe pe teren aflate în inventarul bunelor aparținând orașului Târgu. Inițiator, același primar al orașului Târgu. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii juridice, de consultanță, asistență juridică și reprezentare în instanță a OAD Târgu Ocna, în cauza privind debitul orașului Târgu Ocna față de Consiliul Județean Bacău. Inițiator primar oraș Târgu Ocna. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife practicate de 10 companii utilități publice Târgu Ocna, ESA. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Târgu Ocna, a domnului inginer Cernea Mirea. Inițiator, primar, oraș Târgu Ocna. Punctul 9. Informare privind adresa SECE Compania de Utilități Publice ESA, numărul 1075, din 15.05 a 2018, înregistrată la primăria orașului Târgu Ocna, sub numărul 5893, din 11 mai 2018. Și punctul 10. Întrebări, interpelări și înțeles răspunsuri. Supun la vot ordinea de zi, așa cum este redactată. Cine este pentru? S-a votat unanimitate. Începem cu proiectul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Grozav Ion, președinte de ședință pentru luna iunie 2018. Comisia juridică. Comisia juridică acordă acest. Dacă sunt discuții, observații la acest punct, dacă nu supun votului, cine este pentru? S-a votat în unanimitate. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a terenului în suprafață de 600 de metri pătrați, aferent imobilului construcție situată în strada Eremia Grigorescu, numărul 6, oraș Târgu Ocna, edificat pe teren concesionat. Comisia juridică acordă aviz favorabil cu două opțiuni. Comisia juridică? Dacă sunt discuții, înainte de a trece la vot pe acest subiect, sau dacă mai vreți lămuriri? Eu zic să avem în sala solicitanții, dar posibilitatea să ne spună că sunt câteva lucruri și după aceea să ne spunem. Da, în ce spuse, trebuia să prezint, avem și pe domnul Munteanu, cumpărătorul acestui spațiu, și cel care a făcut această cerere și cu permisiunea lui am citat cuvântul să ne aducă câteva indicații în legătură cu acest.
Vreau să fiu foarte succint în fața Consiliului Local. Sunt și eu, ca și unii din dumneavoastră, un mic întreprinzător. Am încercat de întotdeauna să fac ceva pentru oraș, pentru mine și de foarte multe ori mi-a reușit, ca să fiu și puțin lăuderos. Vreau să spun că am două societăți, adică Secenel Comar, care este pe raza orașului Târgovna și care, sigur că atât cu salariații cât și cu spațiile care le are, ea varsă niște impozite și taxe aici. Este vorba de parterul de blocuri de la G7 și cu încă niște lucrări care are niște imobile și terenuri de la Sănii Moldova, dar ea este pe raza orașului Târgovna. De asemenea, societatea care dorește să cumpere acest teren concesionat este SCE Eurovacanța, care tot la Târgovna, și impozitele și taxele atât pe salariați cât și pe teren și celelalte pe mașini sunt plătite la Consiliul Local Târgovna. De asemenea, vreau să vă zic că eu am venit fără să ne deranjez, cred, pe nimeni. Am participat la această licitație acestui imobil la care 2 ani de zile n-a participat nimeni. Și am participat, din câte știți și dumneavoastră că ați aprobat în ședințele anterioare, procurarea a fost de 14 miliarde și 800 de milioane, iar acum se dorește completarea cu terenul, pentru că noi am depus documente la domnul Dimitriu Vlad, ce ne dorește poate să informeze, arhitectul, pentru a realiza ceea ce înseamnă extindere, recompartimentarea acestei unități și o să vedeți că am făcut certificatul de urbanism. Acolo am cerut tot ceea ce înseamnă ce dorim să facem la acest lucru. Estimările costurilor de investiții sunt de 832.500 de euro pe acest imobil ca să fie la cheie. Vorbesc numai de construcții. Dotarea urmează să fie în continuare. De aceea eu am accesat acest proiectant și ceilalți proiectanți de proiect care fac proiectul european în vederea lor unui proiect de 1 milion de euro pentru realizarea acestei investiții, care va avea, așa cum știu cei care se ocupă, peste 30 de salariați, pentru că vă dați seama, de la recepții, bucătării, tehnic, ospătar și, bineînțeles, vreau să vă zic că va fi o noutate pentru Târgovna că suntem sub contract cu Techergiolu, de unde aducem nămol de la Techergiolu, deci acest complex va avea și bază de tratament. Pentru cei care nu știu, se va completa partea din curte cu camere pentru ca să fie nu numai pe o parte camere, să fie pe ambele părți camere, se va ridica un etaj și masardă. Adică de aceea este această valoare de investiții și am venit cu rugămintea pentru că aceste proiecte europene nu se pot aproba, mai ales pe axa aceasta, dacă nu ești proprietar întru totul pe tot ceea ce e acolo, investiția respectivă, teren și clădire. Sper că cei care au analizat în comisie, au gândit, au cântărit și aștept votul dumneavoastră, considerând că prin ceea ce vom realiza aici, noi ca societate, vom veni în completarea ceea ce înseamnă mobilarea stațiunii Târgovna cu încă ceva care să fie și de bun augur, de aceea mă lupt să iau acest proiect, că știți că nu este ușor deloc, și să fac ceva care să fie plăcut, să ne mândrim și noi în oraș, că avem
poate și primăria va avea nevoie de anumite spații de acolo, pot să fie și spații pentru anumite team building-uri. Dorim să facem o chestiune cât se poate de complexă pe acel teritoriu. De-aia am venit la dumneavoastră să vă zic și cine dorește alte amănunte, pot să spun. Nici eu, ca să fiu sincer, nu sunt așa de pregătit că aș fi vrut neapărat să cumpăr, dar asta este obligația, că altfel n-am ce face. Și de-aia vin cu rugămintea la dumneavoastră să aprobați cumpărarea de societatea noastră acestui teren. Dacă mai sunt întrebări, vă stau la expert. Îmi permiteți să vă rugăm eu așa de o întrebare. Da. Pentru proiectul care l-ați inițiat, nu e ușor, dar întrebarea mea sună în felul următor. V-ați gândit cumva și la locurile de parcare, pentru că orașul Târgocna este lovit și se lovește în continuare de această situație. Sigur, am gândit acest lucru și ca să fiu sincer, n-am dezvoltat ideea pentru că, știți, nu pot să prind păsările de pe gard. Când o am în colivie, atunci știu cum să o îngrijesc. Acolo se pot realiza, după opinia mea, locuri de parcare și pe partea de către trotuarul din parc și în partea asaltă sau dincolo de construcția domnului Cristi Panțăru, unde probabil și dânsul ar putea să aibă nevoie de așa ceva. Oricum, vă dați seama că o unitate hotelieră nu poate să fie autorizată până când, conform normelor de clasificare în turism, până când nu asigură 20% din spațiile de cazare cu parcare. Numai că n-am dezvoltat ideea, nici nu mă gândeam atunci, la momentul ăla, ce și cum. Oricum, acolo o să fie posibilitatea de a să gândi așa ceva. Dacă vreți să vă zic, noi nu putem să intrăm în partea ce înseamnă monumentul. Dar în celelalte părți poate găsim îngăduirea, fie prin închiriere, concesionarea terenului pentru parcare, pe lângă acest complex. În spate acolo la domnul Panțăru, că și probabil și dânsul avea, poate că o să facem împreună o parcare, pentru că oricum lucrurile nu vor sta pe loc și vreau să zic că atâta timp cât în oraș ați văzut, s-au făcut câteva piscine sărate, deja s-au mișcat altfel lucrurile. Strandul de la Salina aduce altceva față de ce era înainte. Și atunci, de-aia m-am gândit și eu să... De fapt, eu m-am gândit și pentru Zdănic, pentru că la Zdănic avem un centru de recuperare și tratament pentru copii și adulți, singurul din Moldova, adică pentru copii, că adulți este și celălalt. Și de aceea am contractat acest... Și este și o investiție în plus, pentru că trebuie să recuperăm 15% din nămol. Acest nămol care îl acem de la Techergel trebuie recuperat. Va fi o bază care va fi benefică și poate și nouă celor care ne aflăm aici. Da, mulțumesc pentru răspuns. Domnul Vice. Mulțumesc, domnul președinte. Orașul Târgocna este un oraș stațiune și are nevoie de turiști, cât și de oameni care se aduc de turiști. Domnul Munteanu a demonstrat, prin fapte, nu prin vorbe, că este unul dintre cei mai buni în promovarea turismului în zonă. Dacă răstălim Moldova, administrează un hotel și o vilă, nu am să-i dau numele pentru a nu se considera reclamă acela, de asemenea, un hotel în Sovata, eu îi mulțumesc că vrea să investească și în Târgocna, pentru că este un adevărat profesionist și îl felicit și îi doresc succes și vreau să-l susțin, pentru că de astfel de oameni avem o nevoie care este prezent în toate târgurile de turism, este prezent în țările vecine. Și vă doresc succesul. De aia și felicitări pentru că dumneavoastră vă îndrămați la o altă și altă muncă, dacă și eu aș pricepe așa ca dumneavoastră, dar nu o pricep atât de bine ca dumneavoastră. Felicitări! Mulțumesc, domnul Vice. Dacă mai vreau să ne lasă, domnul Vice, vă rog. Trebuie apreciat efortul pe care l-a făcut domnul Munteanu în gestionarea acestui
acestui spațiu și faptul că vrea să dezvolte și să facă ceva necesar pentru orașul nostru, prin domeniul turismului, cred că trebuie să fim de acord să încurajăm astfel de oameni, pentru că acolo vor lucra oameni angajați în orașul nostru cei mai mulți, deci se vor crea locuri de muncă. Cunosc parte din parteneriatele pe care le-a realizat în lungul timpului domnul Munteanu cu țările vecine, a fost în schimb de experiență delegații chiar cu o parte dintre noi, dintre colegii consilieri, în deplasare și a reprezentat la anumite discuții. Efortul pe care îl face, cum spuneam, este consistent și de durat. Ceea ce vrea să facă pentru zona unde am plasat acel obiectiv, zic eu că poate crea o transformare plăcută ca imagine și nu numai pentru zonă. Eu zic că trebuie să fim de acord, mai ales că suprafața pe care a concesionat-o era deja, pe ea era construit această clădire pe care vrea să o transforme într-un interes turistic pentru localitatea noastră. Votul meu va fi pentru că, într-adevăr, orașul are nevoie de astfel de oameni de investiții. Vă mulțumesc, domnul Rusu. Dacă mai are cineva de completat, lăsăm pe domnul Rusu. Da? Domnul Rusu, dacă tot domnul primar, dacă tot are intenția să ne dea niște explicații înăvăritoare, mai am și o întrebare chiar și cu ocazia asta și explic. Dacă la momentul achiziției acelei clădiri, a achiziționat o domnul Munteanu, dacă știa că acel teren pe care se creează clădire este concesionat este la Consiliul Local, la UAT Târgoca, în speță. Și dacă a luat în calcul chestiunea aceasta, adică că nu va putea fi vândută și va rămâne în concesiune în continuare. Deci asta era întrebarea pe care... Și după aceea o să... Deci, nu cred că trebuie să luăm în calcul dacă știa cât costă, cât nu costă. Noi trebuie să gândim dacă îi dăm viață turistică la acele locații. Asta și o lăsăm să fie moartă sau să o lăsăm. Sau să-i dăm viață. Aici e treaba. Iar dânsul vrea să-i dea viață și este un profesionist. Iar noi mai rar întâlnim oameni care să vină să investească la locul futur. Păi da, cu toate... Deci, vreau să îl încredințez pe domnul Bucur că am știut situația juridică a acestei unități și vreau să vă spun că în momentul în care am mers cu arhitecția acolo, mi-a spus, fără să fiu lipsit de modestie, domnul Vlad Dimitriu, am lucrat cu el și când am făcut reparații la hotelul Venus, unde am fost director, a zis domnul Munteanu, nu vă reprezint unitatea asta să o faceți numai pe această felie. Pentru că, de ce vreau să vă zic, este o foarte mare investiție, este o foarte mare, un foarte mare efort financiar și eu aș vrea să fac ceva să nu fie de mântuială. Așa, să știți că pot foarte frumos să dau jos pereții de acolo unde se plătea gazul, fac un bar și o recepție de mântuială, vreau, fac repede camerele, le recompartimentez, nu mai pun lift, de exemplu, merg pe centralele alea care sunt așa cum sunt, deci în condițiile în care cei, chiar arhitecții și cei care au venit, domnul Grabă de la Rezistență și el, zic, domnule, nu merită dacă faci o investiție și acum fiind și această posibilitate a fondurilor europene, haideți să o facem ca lumea. Dacă dumneavoastră vreți să rămânem cu un chiler, ca să zic așa, să mă exprim cu ghilimele de rigoare, este altă problemă. Eu am luat în calcul toate treburile, dar în același timp am luat în calcul și faptul că există lege prin care se pot cumpăra concesiunile și nu sunt primul caz. Mai au fost cumpărate și alte concesiuni și m-am gândit și la acest lucru. De ce să nu fiu cinstit? Mai ales când arhitecții
Am avut un grup de arhitecți de la domnul de la Vrancea, foarte, foarte bine început, și acest domn din Fiul Vlad, care mi-a zis, domnule, păcat să nu faci ceva, că este chiar în centru, adică să fie și ceva reprezentativ, nu facem ceva ca să ne aflăm în treabă. Și bazându-mă pe chestiunea că sunt posibilități prin aceste fonduri europene, pe faptul că nu există o legislație care împiedică cumpărarea acestor concesiuni și faptul că, ca să fiu sincer, am gândit că Consiliul Local va fi de acord pentru că fac ceva pentru oraș. Este foarte adevărat, este făcut și pentru mine, dar în același timp orașul, așa cum avem câteva obiective prin care se mândrește orașul, va fi și asta, pentru că aș vrea să vă spun, cu cât vor fi mai multe locații, cu atât mai mult va lua viață și ceea din parc. Pentru că acolo este o bază care, zicem, o bază care putea fi bază de tratament, care încă nu funcționează la valoarea ei. Și prin aducerea, eu aduc un medic la aici, doamna de la Hotelul Măgura, doamna Ivanov, are un medic și a mai venit un medic, eu mai aduc și eu un rezident, adică se va contura și aici acel nucleu de balneologie. Asta este răspunsul meu. Dacă n-am satisfăcut, îmi cer scuze. Da, deci, pe scurt, l-ați dat. Deci, pe scurt, arhitecții mi-au dat sugestia și am zis, domnule, e păcat să nu iei și fonduri, nu e nicio impediment că Consiliul Local n-ar de ce să nu aprobe cumpărarea, că nu, deci, nu vreau altceva decât ceea ce este ocupat. Deci, întrebarea era o singură frază. Adică, dacă la momentul când v-ați cumpărat planul dumneavoastră de afaceri, pentru că fiecare om de afaceri, când cumpără ceva, participă la ceva și face un plan de afaceri. Și intenționează, se facă, se cumpere. Care se modifică în timp. Care se poate modifica în timp. Dar la momentul achiziției, ați avut un plan de afaceri. Și la, în planul respectiv de afaceri, știați că este concesionat, valoarea concesiunii, și ce se întâmplă în situația și defavorabilă, să zicem. Deci nu m-am gândit la situația defavorabilă, pentru că atâta timp cât legea de voi să cumperi concesiunile, chiar nu m-am gândit. Dar nu m-am gândit nici atunci, la momentul când am cumpărat și am participat la citații, că eu voi fi un pic strâns cu ușa să cumpăr ca să pot participa la acest proiect european. Și mai am o întrebare pentru domnul primar aici. Dacă noi, în momentul achiziției, am avut de știre că se vinde acea clădire și dacă, în calitate de proprietar al terenului de sub clădire, dacă am fost informați și dacă ni s-a solicitat ca să putem să ne exercităm dreptul de preemțiune în a achiziționa Consiliul Local acea clădire. Că poate era interesantă și pentru Consiliul Local, pentru comunitate, să dezvoltăm o policlinică, un spital de zi, de noapte, de... nu știu. Și să fie adus în atenția Consiliului Local, pentru că administratul tuturor terenurilor în acest poate este Consiliul Local. Deci doar Consiliul Local putea să-și exprime dacă da sau dacă nu, pentru acest drept de preemțiune. Dacă domnul primar are la conștiință, dacă există vreo adresă către o atetă bună, și puteam să ne exprimăm și noi dreptul de preemțiune, sau nu? Întrebare. Proprietarul clădirii Telgazu, cum se numește mai recent, a făcut o adresă acum aproape un an de zile, în care ne-a solicitat dacă suntem de acord ca în cazul în care se va înstrăina sau clădirea, dacă contractul de concesiune va fi transferat noului proprietar. Și nu putem să spunem decât da. Pentru că în cazul în care nu concesionez, nu transfer contractul de concesiune, trebuie să-l despăgubești cel care are clădirea. Pe nu am știut că Delgazul îl dorește să vândă și nici n-a întrebat nimeni dacă suntem interesați de această construcție. Eu aș dori să punctez alte două chestiuni. Faptul că o clădire în oraș care de 2 ani de zile nu mai avea activitate și care
nici perspective mari nu avea să poată fi folosită, fiind o clădire proiectată pentru birouri. A fost cumpărată, este foarte bine. A fost cumpărată de un cetățean al orașului și care are și societăți în oraș și este și un lucru foarte bun. Că în această clădire nu se face altceva decât se face o bază de tratament și un hotel, iarăși este un lucru benefic pentru noi. Faptul că se face o bază de tratament care nu mai există în zonă, pentru copii și apare și un tratament cu nămol, care în combinație cu apele minerale din parc, care au ca și indicație tratamentul aparatului locomotor, iarăși este un lucru foarte bun. Eu cunosc și am fost și domnul Munteanu în Ucraina, la Sergievka, unde există un sanatoriu pentru copii foarte bine dotat și unde se practică aceste tratamente cu nămol. Și, având în vedere și activitatea dânsului în domeniu, cred că este iarăși un lucru bun. Faptul că a solicitat un certificat de urbanism în care spune foarte clar că dorește etajarea, masardarea, asta presupune și lift, având 4 plus 1, și că pe toată suprafața de 600 de metri pătrați dorește să asigure toate circuitele utilizate pentru că va trebui să obțină autorizare pentru hotel, chiar și este un lucru bun. Cred că noi ca și Consiliul Local și ca noi ca executiv trebuie să stimulăm orice inițiativă în dezvoltarea orașului și de aceea am venit în fața dumneavoastră cu această propunere și cu raportul făcut de un evaluator independent care a stabilit valoarea minimă de la care se poate porni. Nu putem acest teren să-l dăm alte persoane pentru că el are niște sarcini, acolo clădire pe el. Cu alte cuvinte, nu poate să cumpere decât domnul Muntean. Și ultima problemă care, într-adevăr, cred că atârnă suficient de greu, este faptul că promovarea unui proiect. Deci situația lor actuală a contractului de concesiune este următoare. Au pe 25 de ani, care s-a expirat în 2018, el s-a prelungit conform legii încă 12 ani, iar promovarea unui proiect pe fonduri europene, pe port, necesită să existe în proprietate spațiul, dar mai mult decât atât, și cel care face investiția trebuie să aibă garanția că este proprietate. Că noi am și l-am propus acest punct de ordine de zi, în speranța că, având în vedere că trebuie să susținem orice activitate pe linie de dezvoltare turistică a orașului, să fiți de acord și cu aprobarea împărării de mulțumesc. Domnul președinte, vreau să nu fiu prea insistent, dar că pe acest spațiu nu se putea face o unitate spitalicească. Știți că unitățile spitalicești sunt cu un regim aparte, mai ales că imediat acolo sunt blocurile ANL-urilor. Deci nu putea fi sub nicio formă, nu are nici utilitățile necesare. Eu în acest ca și complex de tratament și balneo este cu totul altceva. Noi nu folosim, nu aducem virus, nu aducem persoane cu boli cronice. Deci este un complex hotelier balneo ca orice complex din orice localitate. Singurul lucru, eu aș fi bucuros, dacă vreți, haideți să facem, punem mână de la mână amândoi, domnul Bucur, și facem un spital. N-am nimic împotrivă. Numai că să nu uitați că un medic costă 85 de milioane... Nu, un medic costă 85 de milioane pe lună salari. Și după aia mai băgați și 40 de milioane asistente și câte trebuie pe acolo? Nu cred. Eu vreau să vă spun că soția și fiica mea chiar au fost supărați că m-am apucat de această investiție, pentru că sunt mulți bani, sunt economiile mele și nu numai că am făcut și împrumut în bancă, nu mi-e rușine să o spun, împrumut care trebuie să-l garantez prin această dezvoltare, că dacă nu fac această dezvoltare, nu o să-l pot rambursa și în același timp sunt deschis la orice colaborare. Numai azil nu pot să fac, pentru că nu pot
nu găsesc forță de muncă. La azil, știți, sunt probleme cu persoane care nu le poți transporta, nu le poți muta și e foarte greu. Dar în rest n-am niciun stres. Doar eu, din experiența faptului că începând de la Moscova până la Berlin am fost la toate târgurile de turism, Viena, Praga, Budapesta, Odessa și Kiev, vreau să vă zic că am o experiență și știu ce vreau să fac și o să promit, dacă mi se permite, că nu o să dezamăgesc Consiliul Local cu această unitate. Și în același timp, îi spuneam și vecinului Panțăru și domnul Rozau, niciodată nu o să fie concurență între noi. Noi trebuie să ajungem la ideea ca să dezvoltăm într-un tot unitar ceea ce vrem să facem. De-aia vreau eu să aduc și am făcut acest contract cu Techegiolo. O să fie și un contract cu Salina pentru o salină, pentru o piscină sărată, adică o să fie și un mini-spa acolo. Dorim să facem ceva frumos. Aștept să fie bine. Câte locuri de muncă estimați că veți avea acolo? Cred că vreo 30 de locuri și dacă vrea cineva, le pot enumera. Adică în momentul când avem o recepție, trebuie să avem minimum 4 persoane în recepție. O să fie obligatoriu un bar, că vreau să fac un bar care să fie deschis toată noaptea, deci un bar de recepții. Păi, să vă zic că de multe ori am întâlnit oameni care noaptea vreau un pachet de țigări și nu avea de unde să-l cumpere. Și a doua chestiune o să trebuiască, e de zâmbit, dar să știți că sunt oameni care vrea la 12 noaptea, la 1 să bea o bere și nu mai e deschis. După aia o să fie bucătăria care implicit o să fie cel puțin 3 persoane, că domnul Ruzavu are bucătărie și știe pe tură. O să fie ospătar care tot așa cel puțin 3, dacă nu chiar mai mult, barman, cameriste care minimul 3, după aia la baza de tratament o să fie mai multe persoane. Am spus, noi în planul de afaceri de care aminteam domnul Bucur, am estimat între 30-35 de persoane vis-a-vis de ce putem să facem. Că vă dați seama, dacă avem mini-spa, trebuie să avem și acolo un responsabil, trebuie să avem un masior, dincolo la Nămol iarăși o să fie masior, adică o să fie cu totul și cu tot alte specialități față de cele ce sunt în oraș. Masaj cu Nămol, o să fie băi din Nămol și așa cum domnul Bucur știe că a avut strandul de aici, trebuie să ai grijă la orice baie sau strand, să asiguri pH-ul și să asiguri tot ce înseamnă ca omul să nu aibă, ați văzut la Felix, o da la televizor când i-a venit rău aluia, din cauza că n-a fost aerisită piscina respectivă, nu din alte cauze, la băile termale. Bineînțeles, vor fi director, vor fi asta îi ziceam doamna Lenuța, că poate vorbesc cu ea ceva, contabil, director economic. Adică, ce se întâmplă, doamna Leulea, când a început la noi, mă mândresc și eu că a început la noi activitatea și sunt mândru cu ceea ce știe să facă. Da, mulțumim, domnul Budeanu, că te-ai strigat pe care v-ați dat. Dacă mai are cineva de discutat, deci, doamnă Munteanu, cu tot respectul pentru inițiativa dumneavoastră și nu pune, cred că, nimeni din cadrul Consiliului la îndoială nici experiența dumneavoastră în ceea ce privește turismul și nici intențiile bune pe care le aveți. Dar pentru că sunt unele, să le zicem, puncte clare pentru unii colegi și pe care eu chiar le-am sesizat, v-aș ruga dacă puteți să ne spuneți cât vă încurcă dacă lucrurile sau dacă această decizie a Consiliului Local s-ar amâna cu o lună pentru a ne pune la dispoziție eventual aparatul economic al executivului, o analiză din care să reiasă toată prezentarea dumneavoastră inițială, adică în material, să fie prezentată toate încasările pe care dumneavoastră le aveți la primărie. Plățile care le aveți la primărie, nu în casă. Iar în altă ordine de idee, actul normativ, dacă e posibil, legislația, în sensul care prevede că vă încurcă faptul că nu sunteți proprietari pe teren, că vă încurcă în accesarea fondurilor europene. Este lăudabilă, cum v-a spus, inițiativa, dar pentru că în material și pe bună dreptate. Unii colegi au semne de întrebare și sunt discuții și în afara Consiliului.
chiar în rândul cetățenilor de o asemenea problemă. Unii chiar fac aprecierea și spun, dom'le, nu e nicio problemă dacă ai teren concesionat ca să accesezi fondurile europene. Dacă puteți să ne spuneți dacă este târziu sau o problemă de o lună. Deci, în primul rând, colegii din cel consiliu, care îmi face proiectul de la Iași a zis, dom'le, eu nu mă apuc să fac să am această proprietate întru totul. Al doilea lucru este că această axă pentru 1 milion de euro de la Europa nu se poate lua pe terenuri concesionate sau pe chestiuni care nu sunt în clar cu proprietatea. Eu vreau să vă spun că sunt surprins de faptul că fiind și alte concesiuni cumpărate, nu înțeleg de ce așa greu se poate definitiva chestia asta. De ce? Pentru că eu nu vreau să încurc, nu vreau sau să zic că, domnule, am luat și nu fac ceea ce am promis. N-am cum, pentru că sunt obligat că dacă nu iau fondurile respective, nu pot să demarez ceea ce vreau să fac. Și dacă aș pune pe lângă cei 832.000 de euro și dotarea, o să vedeți că, indiferent cât ar fi societatea de mare sau de știu eu, profit cu profit, nu poți singur să faci așa ceva. Iar faptul că am solicitat această concesiune, nu mi se pare deloc că ieșit din comun, chiar dacă vreau să vă spun că SC Eurovacanța și Nelcomar și fostul Infocablu, toate societățile acestea care le-am avut și Consoconstruct au venit la Târgu Ocna de-a lungul anilor, din 91, de exemplu, vin cu niște realizări, mai mici sau mai mari, în Consiliul Local. De aceea și nici nu am făcut niciodată probleme, nici restanții, nici... De-aia am zis că, efectiv, această și așa am întârziat pe o lună, că de fapt de luna trecută proiectantul meu zone nu pot să dau drumul, că nu lucrează. Ceilalți, că sunt proiectul de tehnic, este proiectul, în primul rând, proiectul de autorizație, proiectul tehnic, proiectul de proiect european, care e pentru proiect european, după aceea sunt proiectele pe instalații, pe... Și zic, noi nu se bagă nimeni, că dacă nu-i ca lumea, nu iese proiectul. Și cine plătește? Și vreau să vă zic că valoarea proiectării, doar a proiectării, este de 23.500 de euro. Numai proiect. Deci, sunt foarte mulți bani. Să nu credeți că eu acum n-am ce face și vin să iau 600 de metri de teren. Nu am suficient teren în Târgu Ocna. Însă este foarte mare valoarea pentru ca să nu obțin acest grant de 1 milion de euro de la Uniunea Europeană. Dacă Consiliul Local se împotrivește, vom vedea. În situația extinderii, pentru fondul european, e obligator să fii proprietar pe terenul terenului concesionat. Pe clădirile, pe terenurile care au deja o entitate definită și vrei să investești ceva în interior, să transporti, dar atunci eu știu într-o anumită formă utilitatea acelei construcții, nu e nevoie, poți să fii și pe teren concesionat. Dacă pe un teren concesionat vrei să fii extins, nu poți să o faci atât cu fondul european. De-aia a și spus-o proiectantul că nu se apucă să meargă mai departe până nu are dovada că e proprietar. Da, mă spuneți că spuneți cum domnul Bucu, se gătește doamna Leoleanu. Deci eu cred că ne-am apărut tare, tare de la acest. Noi avem în ordinea de zi dacă vindem sau nu vindem un teren condiționat. Partea de mai departe, ce dorește domnul Munteanu să facă și acum mai vorbănește de-a meu și toată dragostea și aș vota și sunt pentru și lăudabilă inițiativa. Dar, până la urmă, noi suntem aici în calitate de consilieri și trebuie să fim consecvenți cu noi înșine și să vedem că domnul Munteanu a făcut referire că s-au mai vândut alte concesiuni. Niciodată n-am întâlnit situația asta de acum, adică primăria să fie proprietară pe un teren care l-a concesionat către Belgaz, Delgazul își încetează activitatea. Primăria nu își exercită dreptul de preemțiune,
cineva îl cumpără și imediat după asta vine și solicită trecerea de la concesionare la vânzare. Ba mai mult decât atât, dacă intrăm pe fondul problemei, și ce aici sunt mari discuții, s-a făcut în clipă și mare viteză, s-a făcut o evaluare, care și aici eu am o chestie de suspiciune. Cred că ar fi trebuit domnul primar să întrebe întâi Consiliul Local dacă vom fi să dăm un acord de principiu pentru vânzarea acestui teren ca să treacă la evaluare. Când, de exemplu, dacă noi nu o să fim de acord cu vânzarea, înseamnă că s-au cheltuit niște bani cu evaluarea de comandă. Dacă ne ducem și ne uităm la sumă, o să constatăm că am cumpărat mai scump și vindem mai ieftin. Dacă ne mai ducem mai departe să vedem tratament egal pentru toți ceilalți cetățeni care au solicitat vânzare de terenuri, să vedeți că în cazul anterioare, în Comisia Economică, noi de fiecare dată am spus că este de preferat să păstrăm concesiunile, pentru că odată vândut un teren, este gata vândut, nu mai ești proprietar. Odată îl vinzi, nu îl vinzi de două ori. Dacă l-ai în concesiune, îți iei concesiunea până la valoarea pe concesiune în fiecare lună, iar la sfârșitul perioadei de concesiune poți să-l faci altceva cu el. Eu nu sunt convins de ceea ce domnul Munteanu ne-a spus, în sensul că nu poate să dezvolte proiectul decât dacă este proprietar. Și eu am convingerea fermă, uitându-mă la gradul de absorție a fondurilor europene, a granturilor, la tot ce doriți dumneavoastră, sau a proiectelor aprobate, chiar dacă vindem acest teren, avem șanse mari, majore, ca acest proiect totuși să nu se îndeplinească. Și atunci, ce facem? Îl vom ruga pe domnul Munteanu să ne revând terenul înapoi sau să abandoneze terenul? Putem, de exemplu, să facem un exercițiu și înainte de a ne pripi să-l vindem, pentru că noi acum, dacă ne hotărâm să-l vindem, va fi vândut. Dar putem să facem un alt exercițiu, să dăm un acord de principiu care să stea la baza proiectului dumneavoastră, în care să spunem în felul următor. În cazul în care veți câștiga proiectul respectiv, îl vom vinde, vom perfecta acțiunea. Sau puteți păstra în continuare concesiunea. Domnul consilier, vreau să vă spun că ceea ce spuneți dumneavoastră nu se poate, sub nicio formă. Nu înțeleg de ce această bucată de teren care este ocupată trebuie să fie atât mult discutată, chiar dacă m-ar ține răbdări, și să vă spun de ce. Eu nu vin în fața dumneavoastră să vă spun că fac ceva și dacă ați verifica în urmă, eu niciodată nu am zis, de obicei nu prea spun. Am făcut mai mult decât am zis. Eu nu sunt un om care nu știu ce vreau, în sensul că să îngrop atâția mari de bani într-o locație în care să nu-mi continui până la sfârșit ce am de făcut. Iar acest teren, dacă e așa de mare, eu cu plăcere, dacă vreți, eu îl cedau primărie și clădirea, luați, dați în bani și nicio problemă. Însă trebuie să înțelegeți că OAT-ul și chiar consilierii, că doar consilierii sunt cei care au și discernământ în afară de mesele din OAT, nu trebuie să frânăm o dezvoltare. Pentru că la prima vedere poate fi adevărat ce vreți să spuneți dumneavoastră, dar în același timp pot să vă și contrazic. Nu știți dumneavoastră cum voi primi eu proiectul european. Poate îl primesc, poate nu îl primesc, 100% poate îl primesc, 90% poate nu îl primesc, însă vă spun că nici într-un caz ceea ce am promis se realizează. Că în condițiile în care ești și proprietar, altfel poți să faci și un împrumut. Dacă ar fi până la atât. Dar eu nu o să ajung aici și vă zic că rămân foarte surprins de motivele care sunt și ca peste tot văd, ca să nu lungesc prea mult, am văzut și la televizor când trebuie să nu facem nimic, facem o comisie și mai punem niște termene și nu știu ce. Dumneavoastră, probabil că în cadrul votului veți face fiecare cum credeți. Eu am venit să fac ceva la Târgu Ocna. Și am spus ce vreau să fac. Sunt foarte deschis, dacă vreți, vă dau numărul telefon al arhitectului și nu l-am pus, dacă vreți,
căutați și pe cei de la Vrancea, vă dau și pe ăla, nu se apucă să facă nimic pentru că zice, doamne, n-am nicio garanție. E vorba de țăban, 23.500 numai proiectul. Și gândiți-vă că sunt și restul de avizii. Dacă ne-am gândit la valoarea de proiectului, aș vrea să faceți un calcul la cele două avizii, de la IGESIC și de la ISC, da? Și de la ISU. Eu știu ce vreau să fac, rămâne ca dumneavoastră să votați cum vă... Vă... la finalizarea proiectului construcției vilei Ioana, care domnul Munteanu este aici, prin tot așa, printr-o firmă de la Piatra Neamț. Multe șanse nu erau la vremea respectivă, dar a încercat și a și reușit de deasupra. Faptul că este un bun gospodar, că este tăcut pe drumul, că a fost turiști, știm cu toții, din Moldova, face drumuri, cred că de nu știu câte ori pe lună, și are tot timpul turiști și angajați care iau salarii. Majoritatea sunt din Târgu acele persoane care domnul Munteanu le are la Vila Ioana. Plus că eu consider că ar fi bine să fim de acord cu una din condițiile esențiale în vederea accesării acestor fonduri este ca să fie proprietar pe teren. Pentru dezvoltarea orașului consider că ar fi benefic, așa cum am aprobat în atâtea ședințe, să concesionăm terenul pentru coafor, să concesionăm terenul pentru anumite restaurante. Eu aș dori să rog colegii să-i dăm o mână de ajutor, să lăsăm să dezvolte acest oraș. Poate copiii noștri vor lucra la dumnealui și va lua un salariu pe care îl va cheltui tot în orașul nostru și cu atât mai mult, dacă este în top om de afaceri în Slănic Moldova, chiar printre primii, așa, și cu baza de tratament și cu afacerea, eu cred din tot sufletul că va fi și la noi în Târgu Ocna un om de afaceri și va aduce mai mulți turiști și va comunica și cu Salina și cu hotelul și eu zic să-l ajutăm. Nu oricare dintre noi ar face un împrumut la bancă ca să poată să demaneze acest proiect. Împrumutul este destul de zdravăn și nu oricare și-ar gira casa ca să facă un hotel și astfel de riscuri. Am lucrat cu domnul Munteanu, am spus, la acel proiect, la Ioana, și chiar mă bucur că a reușit și aș vrea să lucrăm cu toții, să parțial și la acest proiect, să-l ajutăm, să dezvoltăm orașul. Mulțumesc! Domnul Rusu se pregătește, domnul Drăgănuță, și vă rog să trecem la domnul și după aceea. Da. Mulțumesc, domnul președinte. Îl cunosc de ceva vreme pe domnul Munteanu, de peste 25 de ani, cred. Am și cuvinte de laudă la adresa dânsului, aș putea să-i și contest în unele acțiuni pe care le-a întreprins, dar de data asta nu pot să nu votez o inițiativă privată de asemenea amplitură pentru orașul președinte. Și cu această ocazie, chiar dacă considerați că nu știu ce fac eu acum, vă felicit, domnul Munteanu, pentru că aveți curaj să începeți fața mea. Aveți votul meu. Vreau să fac o precizare pentru domnul Bucur. Au două baze de tratament în Slănic Moldova, peste, deci 400.000 de euro fără TVA în cheltuială. Și am și fata la anul 5 la medicină. De-aia vreau să dezvolt. Mulțumesc, domnul președinte. Eu aș întreba prin întrebare. Cine e mai puternic în acest proiect? Domnul Munteanu sau banii care îi împrumută? Câți dintre noi, dacă am primit acel spațiu, degeaba? Ce am face cu el în afară de albini? Iar dânsul îi dă viață acelui spațiu.
Mult succes, domnul Munte. Da, vă mulțumesc. Pentru prima dată, de când sunt eu consilier, vreau să suspend ședința pentru 2 minute. Cei de la Puterea Sătării au vor să se slăbăiască pe efort. Au grupul PSD cu... Spune pe nume. Vreți să vă retrageți dumneavoastră? Grupul independent. Dar reluăm ședința de suspendare propusă de 2 minute, care e de fapt 10 minute. Da, supunem la vot. Punctul 1. Mai aș cineva de comentat, de discutat, de... Supunem la vot punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a terenului în suprafața de 600 de metri pătrați, aferent imobilului construcției situat în strada Eremia Grigorescu, numărul 6, oraș Târgu Ocru, edificat pe teren concesionat. Cine este pentru? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Cine este împotrivă? Împotrivă. Cine s-ar ține? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Proiectul de hotărâre nu a fost aprobat. Păcate, nu a fost aprobat. 11 voturi pentru, 6 abțineri. Care votat 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1,
cu o inițiativă de un consiliu local, să fie premiați și profesorii care antrenează acești copii. Din păcate, n-a fost dat pe ordinea de zi din luna ianuarie. Da. Acum are cineva? Dar, supunem, trecem la vot. Cine este de acord? Cine votează pentru la punctul 4? 16 vote. Cine se abține? Datorită formei în care a fost conceput. Am înțeles. Proiectul a trecut 16 vote pentru și am încerc scuze eu, doamna vizitatoră Cristi Cotarul. Am vrut să precizez că săptămâna trecută a fost o întâlnire aici cu doamnele directori de la toate instituțiile de învățământ din oraș și dumnealor au stabilit toate competițiile care sunt premiate. Și aici au fost stabilit șeful de promoție, elevii cu media 10, olimpiadele școlare la faza județeană și aici au fost pe patru categorii. Locul 1, locul 2, locul 3, mențiune și de asemenea concursul școlare, locul 1, locul 2, locul 3 și mențiune. Ce am făcut față de anul trecut? Am împărțit în trei categorii aceste tipuri de concursuri, de examene. Pentru că cele de învățământul gimnazial, adică cele două școli să fie pe același palier, școala 1 și școala 2, pentru că au concursuri similare, Colegiul Național să fie independent pentru că are o altă treabă, e un alt tip de învățământ, iar liceul tehnologic un alt tip de învățământ. Și atunci am stabilit valoarea de fiecare categorie de concurs și este adevărat că sunt unități care au avut o categorie și altele care au avut alta. Deci, spre exemplu, școlii numărul 1 au revenit 3.410 lei, școlii numărul 2 7.030 de lei, Colegiului Național Cenigrii 8.910 și Liceul Tehnologic 870. Dacă luăm prețurile, valorile comparativ cu anul trecut, vedem că la liceu a crescut de la 5.330 la 8.900. La școala 2 de la 4.380 la 7.030. La școala numărul 1. De la, aici s-a menținut oarecum de la 3.400 la 3.420 și la liceul tehnologic de la 580 la 870. Deci asta se vede că e un plus pe toate categoriile de învățământ. Iar administrația locală, pe lângă aceste sume, care în total fac 20.220, a mai susținut și transportul elevilor la toate competițiile școlare și la toate concursurile. Iar valoarea este de 29.100. Deci aici s-a făcut deplasări cu microbuzele UAT-ului, dar au fost și închiriate mijloace de transport atunci când numărul lor a fost mult mai mare. Și 18.500 au fost numai închirieri pe fiecare fază și aici le-am pe fiecare activitate. Deci iată că sunt sume pe care Consiliul Local ne-ar fi dorit să le dublăm, să le triplăm, să le valutăm. Dar asta e posibilitatea Consiliului Local și valorile au fost menținute pe fiecare categorie ca cele de anul trecut. De ce vorbim de numele Consiliului Local? Pentru că nu sunteți pe Consiliul Local. Administrează numele executivul și bugetul pe care l-a aprobat Consiliul Local. Iar bugetul care l-a aprobat Consiliul Local este categoria. Vă rog frumos, trecem la punctul 5. Mai multe au primit rezultate. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind închirierea în condițiile legii a unor suprafețe de teren aflate în inventarul comunal aparținând orașului Târgu. Comisia critică? Aviz favorabil. Economică? Aviz favorabil. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții din materiale, bănesc că știți despre ce este vorba, care sunt spațiile de închiriere. Îl supunem la vot. Cine este pentru? Abține, împotrivă, nimeni, unanimitatea a fost aprobat acest
proiect, în punctul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii juridice, de consultanță, asistență juridică și reprezentare în instanța OAT Târgoviște, în cauză privind debitul orașului Târgoviște față de Consiliul Județean Bacău. Comisia juridică a fost favorabilă cu două voturi împotrivă și o abținere. Comisia economică? Aviz nefavorabil. Dacă sunt discuții pe acest subiect, domnul Rusu se pregătește de domnul. Nu știu exact speța pentru ce vreți să achiziționați această consultanță juridică sau vreți să avocatul și exagerul cu sănătate să explicați. Dar mai avem câțiva juriști la primărie foarte bine pregătiți, care cred că ar face față în instanță cu aceste probleme. De ce trebuie să mai plătim, să mai achiziționăm consultanță juridică pentru care este problema? Este așa grav problema de obligatoriu. Juriștii noștri bine pregătiți și de ce să nu o spunem și bine plătiți? Nu fac față aceste probleme? Mulțumesc. Doriți să vă spun acum sau nu? Nu, acum, nu e obligatoriu. Am spus. Poate mai vrea cineva să ia cuvântul. Domnul Iau, vă rog și facem. Da. Și o întrebare vis-a-vis de prevederile ordonanței 26, că 2012, care la linia 1, spune exact că nu pot fi achiziționate servicii cu jurii inițiate, atât când avem întrebare, nu cumva eu dăm legea? Vreau răspuns. Da, și sunt de aceeași părere cu domnul Rusu, adică avem juriști bine pregătite. Să o rog doamna Coina, să vedea câteva explicații. Ordonanța 26, într-adevăr, restricționează aprobarea achiziției de servicii juridice, dar dă și o derogare în anumite condiții cu aprobarea Consiliului Local. Asta este condiția, aprobarea Consiliului Local. Putem achiziționa astfel de servicii juridice. Cu privire la proiectul de hotărâre, vă pot spune că începând cu anul 2008, Consiliul Local Târgoviște a încheiat un acord de asociere cu Consiliul Județean Bacău pentru a contribui la susținerea financiară a persoanelor internate în centre tip rezidențial, persoanelor cu dizabilități. Începând cu anul 2008, atunci a fost încheiat primul contract de asociere, în baza unei hotărâri de Consiliul Județean și apoi în baza hotărârilor de Consiliul Local, care în fiecare an, prin aceste hotărâri de Consiliu, erau aprobate sumele ce reveneau luate Târgoviște pentru contribuția la susținerea acestor persoane cu dizabilități. Consiliul Județean a hotărât această contribuție pentru oraș să fie de 50%, adică 50% din total costului erau susținut de către Consiliul Local, iar 50% de către Consiliul Județean. În fiecare an am aprobat aceste măsuri de Consiliu, am încheiat acte adiționale de numele eventuale în fiecare an. Nu am achitat toate sumele la care ne-am obligat și în anul 2017 am fost dat în judecată de către Consiliul Județean pentru recuperarea acestor sume. Litigiul s-a derulat în limite normale, dar instanța a hotărât că trebuie să achităm această sumă. Am încercat cu Consiliul Județean un acord de mediere, în sensul să ne permită să plătim suma la care ne-a obligat instanța de judecată în rate, pentru că susținerea financiară din partea OAT nu putea acoperi în integralitate toată suma. Dâns și nu au fost de acord, susținând mereu că această eșalonare trebuie să o facem prin intermediul unui executor judecătoresc. Și prin o modificare venit acum de curând, pe 18.05 a fost înregistrată, mi s-a dus la conștiință că dosarul a fost înaintat către un executor judecătoresc, care urmează să demareze procedura de executare strictă împotriva OAT. Pe lângă suma, asta vreau să vă mai explic încă o secundă, vreau să-mi permiteți, pe lângă debitul principal se adaugă și penalități de întârziere, care sunt destul de mari, și am avea șansa ca în cadrul executării civile
permite executorul judecătoresc să recalculeze sumele prezentate înainte de sentințierea. Vă rog, vă spuneți valoarea sumei. Da, da, așa, valoarea sumei incendiată în dată de sumă. Suma este de 1.339.130 de lei. Penalitățile calculate de către Consiliul Județean, pentru că instanța nu s-a pronunțat și a fost acolo în penalități pentru ele, la data de 16 aprilie erau de 2.601.256. Pentru ce perioadă, în cât timp s-au acumulat toate? 10 ani. Domnul contractul a fost încheiat în 2018. Exact, cât din perioada am achitat. Nu știu. Dar de ce urmă? Vă rog frumos. Spune că în situații temerii justificate. Păi, suma asta mare de bani ar fi o situație temerii justificată? Dar ce n-a greșit? Dacă avem juriști, de ce? Poate plăti? Asta e tema. Temerii justificate înseamnă că juristul care are UAD-ul, are o problemă de sănătate, ceva, nu știu. Sau dați, nu se răspunde și la asta. Domnul Bucuru, da, eu, nu știu, până la urmă, am să votez pentru achiziționarea unui jurist, am să vă spun de ce. Pentru că am fost în direcția generală la București, chiar dacă și la București aveam vreo 5 juriști în subordine la tot mare și primăria de Bogdan, cu tine nu suportă comparații, că spete cu adevărat grave, adică care au complicații sau sume mari pe care juristul poate copleși responsabilitatea. Pe astea încheiam, e adevărat, totul la fel cu acolo și Consiliul de Administrație, încheiam contracte de reprezentare în instanță și pentru Provincia București. Iar acum suntem într-o situație care, într-adevăr, ar necesita o astfel de susținere. Dacă ne uităm bine, valoarea deșertului pe care îl datăm în Consiliul Județean este de 1.339.830 de lei. Iar suma majorărilor, valoarea penalităților, este de 2.600.000, adică după față de suma datorată. Ori știu că sunt prevederi legislative care penalitățile, în nicio situație, nu poate depăși cuantum datorat. Deci, am avea argumente pe care de consecință să contestăm executarea judecătorească și măcar să obținem o scădere, o reducere a penalităților. O soluție mai favorabilă. Acum, dacă să o facem cu juriștii proprii sau să o facem cu alți juriști. Din punctul ăsta de vedere, și eu tind să înclin pentru că salariile sunt, ca număr de personal există, dar probabil că, ca să nu ni se poată reproșa vreodată, uite, dacă îmi aprobați cu un avocat, aveam șanse, câștigam un miliard, adică 1.300.000 de lei, dacă am făcut-o cu niște copii, am pierdut. Și, în consecință, cam cât s-ar putea, asta este întrebarea, care ar fi următoare, cât credeți că s-ar ridica maxim suma pentru această reprezentare? Cum la formă? Onorabil, da. Pentru... Știu că este în funcție de numărul de termene, în funcție dacă este și... În funcție de suma pe care trebuie să o reiești. Și fondul și recursul. Și fondul și recursul. Și fondul și recursul. Dacă am încheiat un contract cu eu, nu sunt trebuie făcut pensia. Da. Nu putem ști Generic vorbind, cam care ar fi cuantum, nu știu. În ordine de mărire trebuie să știm, pentru că noi, ca și Consiliul Local, dacă aprobăm chestiunea asta, trebuie să cam știm cam care va fi onorar. Pentru că nu-i tot până să aprob, de exemplu, 2.000 de lei sau să aprob 2 milioane de lei. Sau 200 de lei. Noi, de fapt, ce votăm? Aprobarea achiziției sau plafonul noi poziția locală putem să aprobăm ordinele chiar și cu amendamente. Noi li s-a cerut aici aprobarea să angajăm servicii juridice.
Dar noi putem face amendamentul, să spunem, de asta v-am întrebat, cam care credeți că ar putea să fie orarul? Pentru că, de exemplu, dacă mie îmi cere să votez ăsta, indiferent de sumă, atunci voi vota probabil împotrivă. Dar dacă mi se spune că, domne, este maxim, nu știu, 10% din cât ar putea să recuperăm, atunci zic, da, ok, risc 10% dacă știi 90%. Poți să-ți ceară direct pentru speța asta 20.000 de lei, dar poți să-ți ceară 5.000 de lei și cu onorare de succes maxim de 25.000. Problema e
aș fi și eu curios să știu dacă Consiliul Județean să registrează cu o pierdere pe undeva, la vreme când nu și-a urmărit un demen de atâta vreme. L-a lăsat să terveneze, a lăsat ani de zile, fără să intervine. Ce s-a întâmplat? A fost unul care, din cei care beneficiază de aceste, de acești bani, care este la persoane cu dizabilități din orașul nostru, care sunt armamenticete din județ. Nu și-au primit hrana, cazarea, nu și-au primit toate drepturile. Eu sunt convins de faptul că au beneficiat toate drepturile. Și atunci, venim pe partea asta ca să reproșăm cui. Banii ăștia, eu într-un bufnar, în altul, dar hai că la Târgu Mureș poate fi bani mai mulți și îi facem pe ăștia să meargă în genunchi. Nu, e o chestiune care e, mi se pare că vina principală e de acolo, de la Consiliul Județean. Donatorul de credit, la mai mult credit, dar în fiecare an mi se pare mie că facem un bilanț la final și vedem. Bun, avem arierate, avem datorii, avem obligații. Bă, te notific, nu ți-ai achitat obligații. Poți să lași, nu știu cât, 15 ani, 20 de ani, să aduia să-i răspund. Supun la vot. Eu cred că aici e cel mai bun exemplu de a-și arăta muștrii curtea de conturi. Pentru că, de fapt, litigiul ăsta este între tată și fiu, adică între Consiliul Județean și poate să fie Consiliul Local, care e într-o familie, dar au venit cei de la curtea de conturi și au zis în felul următor, hop, top, tu, Consiliul Județean, trebuia să iei fiului tău, Consiliul Local de Bogna, care, de fapt, tot tăticul le dă foarte mulți bani către goate. Noi suntem toți în același sistem. Dar știi, trebuia să-i dai niște bani, să iei niște bani, fiul nu știu, nu știu ce. Mai trebuie să-i și calculezi niște penalități. Iar Consiliul Județean nu ne-a dat în judecată din proprie inițiativă. Să nu credeți cumva chestia asta. Asta se rezolvau până la urmă și la nivel de Consiliul Județean. Dar dacă așa ai discuția de conturi, ce să-i faci? Dar oare primăria n-a știut de obligațiile pe care le are parte de Consiliul? Nimeni nu le-a plătit, domnul Măriu. A, nu le-a plătit. Da, poate oare... Deci am jucat pe de alte cuvinte, dacă nu le-a plătit. Poate oare nu le-au plătit sau încheiat... Dar așa ajungem noi să plătim acum. Nu, este o lipsă de înțelegere și din partea Consiliului, din celor al Curții de Conturi și se pare că și din partea dumneavoastră. Că nu înțelegeți că finanțarea acestei chestiuni, care înseamnă bolnavi, oamenii cu probleme, cu handicap, cu dizabilități și altele, până la urmă sunt în grija statului. Că noi disimulăm că ar trebui mai mult, o cotă parte mai mare de la Consiliul Local Târgu, mai mică de la Guvern, mai nu știu cum de la Consiliul Județean, e o chestiune care până la urmă este tot sub cupola noastră, socială, la natura... Că o să plătim banii, nu e nicio socială, nicio socială. Ba, vă spun încă o dată, este o chestiune de arătare de mușchi a unor snobiști de la NOP, de la Curtea de Conturi, care au văzut lucrurile așa cu ochelari. Domnule, fiite la acest lucru. Condițiile actuale, părerea mea este că apar lucrurile simple, că e o dispută între Consiliul Județean și Târgu Ocna. Nici până departe nu e vorba, nu o simplă discuție. E o situație foarte serioasă, cum prejudiciu foarte mare și avem nevoie, să fie gestionat, avem nevoie de specialiști care stăpânesc foarte bine domeniul, care să le reprezint. Ca să vedeți cât de spinoasă chestiunea asta, este felul următor. Imaginați-vă că noi o să dăm banii ăștia, probabil cât o să dăm, da? De unde îi dăm? Îi dăm din bugetul local, dar foarte mulți bani în bugetul local vin la Consiliul Județean. Pentru greșeala deci, unui om care nu a făcut treaba cum trebuia. Nu, domnul Măriu, este o circulație de fonduri. Domnul Măriu, vă rog frumos. Poate să vină o ordonanță de guvern prin care nu se deține în țară. Și o să clarifici problema, dar până atunci trebuie să ne apărăm dreptul cu toate interesele. Da, pe fericit. Să pun la vot punctul numărul 6. Cine este pentru? Se abține cineva? Deci, proiectul a trecut cu 15 voturi pentru 2 abțineri. Mergem la punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife practicate de 10 companii de utilități publice Târgu Ocna S.A. Comisia economică? Aveți favorabil. Până la urmă. Comisia urmă? Nefavorabil, 5 abțineri.
că și Comisia Economică trebuie să nuanțez chestiunea. Deci el a avut, Comisia a avut aviz nefavorabil, a fost 3 abțineri și 2 voturi pentru aceste noi tarife. Dar ținând cont că ne-am discutat-o și am adoptat hotărârea în ARA. Ce să înțeleg? Domnul Rufa a votat tarifele la ARA. Deci, în consecință, votează la Comisia Economică. La Comisia Economică s-a încheiat proces verbal. Pe nefavorabil. E nefavorabil. Nu înțelegi așa. Trei abțineri și două ARA. Dar e de cu amendamentul care a spus. Poate eu votez împotrivă. S-ar putea să votez împotrivă. Care e problemă? Am înțeles. Ținând cont că acest proiect s-a votat înaintea ședinței Consiliului Local în ședința FACAS. S-a votat în ARA. Nu mai are niciun rost să mai continuăm discuțiile. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Domnul Măciucă, împotrivă. Și acest proiect a trecut cu 16 voturi. Deci, la punctul 8, proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Bucovina, domnului inginer Cernea Milea. Comisia juridică a să vădă. Comisia urbanistică a dus favorabil. Mulțumesc. Înainte de ceva, votul va fi secret. Conform regulamentului de acordare a titlului de cetățean, da? Votul trebuie să fie de o treime din numărul consilierilor, adică minim 12 voturi. Doamna Corina o să se ocupe de împărțirea biletelor de așa. Între timp, Comisia de Validare, care a fost constituită în baza hotărârii Consiliului Local numărul 42 din 25.06.2016, modificată prin puterea Consiliului Local, este președinte Antohii Cristian, secretar Măciucă Sander, iar membrii Brăzavu Ion, Panțânul Cristină, și Achinea Lumința. Dumneavoastră veți participa la numărătoarea voturilor care sunt secrete. Da, înainte de vota, vorbim frumos, dacă are cineva discuție, primul care vrea să discute este domnul Bucur și un pic de aici de ce vreau să spun. Eu vreau să vă spun, am să vă postez pe toată convingerea și pentru că s-a adevărat orice în videa, meritul, Thank you.
10, împotrivă 4 și abținere 3. Pentru 10, împotrivă 4, 7 și 7. 14, pentru că doamna Leonța Leorea că s-a retras din cauza și a venit direct de la spital. A lăsat pe ăsta. Clar aici. A lăsat. Putea să vedeți. Dacă a fost la cineva. Da. 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 4 abține și 3 împotrivă. 4 împotrivă și 3 abține. Trecem la punctul 10. Întrebări, interpelări, răspunsuri. Cine să fie? Rosarie, la 9. Ah, 9. Informare, da. Informare privind adresa societății comerciale Compania de Utilități Publice SAL, numărul 1075, din 11 a 5 a 2018, înregistrată la primăria orașului Târgu Ocna, sub numărul 5893, din 11 a 5 a 2018. Materialul, cred că l-ați citit. Dacă e bine să știți. Informare. Îl avem aici, pe pământ. Dacă vreți ca să veniți cu niște explicații, da, pentru cetățeni. Da, cum am comunicat și în ședința înainte de ședința de Consiliul Local, suntem forțați să facem colectare selectivă, suntem forțați să ducem deșeurile la Bacău deocamdată, după aia la Omești. Noi avem voie să deșeurile care le adunăm, creangă, iarbă și moloz, avem de 30 de zile să le depozităm pe raza oarbe Târgovina până se face o cantitate mai mare care poate fi transportată cu un mijloc corespunzător, capacitate 60 de metri cub la Bacău sau în viitor la Orești. În acest sens, noi nu avem la momentul de acum, nu avem terenurile respective, nu le avem la dispoziție. Am făcut o solicitare pentru o atentă copra să pună la dispoziție terenurile respective. Acum, ei rămâne să identifice dacă există o asemenea terenuri în Târgovina, dacă se pot achiziționa. Dacă nu, pentru noi costurile vor fi foarte mari să transportăm tot ce înseamnă deșeurile care le-am menționat. Vă rog, puteți să spuneți și de câte ori s-a mărit tariful la afară, ca să audă și cetățeanul să... Deci, taxa de depozitare la celula Bacău se mărește de la 1 iunie anul curent, de 4 ori. Deci, de la 24 de lei pe tonă, la 89 de lei pe tonă. Asta înseamnă că trebuie să învățăm să reciclăm, să sortăm și să reciclăm deșeurile, să mișorăm cantitatea deșeurilor care ajunge la depozitare, la... Deci este programul ADIS-ului, este proiectul ADIS-ului, toate UAT-urile, 96 de UAT-uri din prețul UAT-urilor sunt anexate la contractul ăsta, au aderat la contract. Poate Târgovina se numără printre cele care au semnat contractul cu ADIS-ul. ADIS-ul a dat spre operare, adică a câștigat operarea o societate EcoSud, care au luat în primire sau vor lua mâine în primire tot ce înseamnă stații de sortare și stații de transfer. Tarifele sunt aprobate prin contractul care l-a semnat OAT Târgovina, Consiliul Local Târgovina, prin contractul care l-a semnat în luna ianuarie cu ADIS-ul și au însușit tarifele. Noi suntem puși în fața faptului împlinit ca societate să semnăm contractul cu EcoSud-ul și să tragem la tarifele care s-au aprobat de către Consiliul Local Târgovina. Dacă noi reușim, dacă reușim să luăm terenurile astea, ar fi o economie pentru cetățeanul din Târgovina și pentru OAT Târgovina prin faptul că dacă reușim să facem stații de compost
proprie, atunci nu vom mai căra la Bacău sau la Unești. Nu, dacă trebuie. Trebuie, că altfel sunt costurile. Deci ca să vă dau ca ordin de mărime, deșeuri abandonate, colectate de pe raza Oachete, Borma, în luna mai, sunt în jur de 600 de tone. 600 de tone deșeuri abandonate, care ce înseamnă? Treangă, iarbă, molos, astea sunt care sunt lăsate lângă platformă. Lângă platformă. Deci asta înseamnă în jur de aproape 200 de, la în jur de 170 de tone luna. Dacă asta ar însemna 170 de tone, să le transportăm pe toate la Bacău și să le depozităm din cei de acolo, deci vor fi niște costuri și pentru populația din Târgovna și pentru alte Târgovna, care vor ajunge la niște valori. Mulțumim, domnul Bacău, iar domnul Banțăru se pregătește domnul vicedomnul. Ținând cont de creșterea acestor prețuri, care am înțeles că e de 3 ori, deci foarte... Aproape 4 ori. Cred că în afară de selectarea colectivă, care tot vorbim, vom ajunge și la susținerea și la facerea, cum să vă explic, la... deci, în afară de selectarea colectivă, vom ajunge la plata, la cantitate. Tot timpul, nu, da. Plata la cantitate, de ce? Pentru că noi am susținut tot timpul, chiar și domnul Lucică spunea, că va fi foarte important să luăm la câtă cantitate de noi, așa, și... Cât am plătit. Da, cât am plătit. Da. Da, este important pentru că noi să găsim soluții de a reduce costurile, de a mai reduce împovărarea cetățenilor, dar trebuie să, deci clar, trebuie să identificăm un teren care să fie util și să putem sorta și toate celelalte. Dar trebuie să umblăm un pic și la educația civică. Într-o călătorie, undeva în Moldova, să zic, la un post de televiziune, dădeau pauză, cum să traverseze un copil strada, cum o făcea regulamentar, soție, mama. Ei, așa și aici, cred că ar fi bine compania și cu sprijinul televiziunilor locale, un mic film, așa e bine, așa nu e bine. Știu, sau cumva dezvoltat, domnule, că așa trebuie să depui selectiv, uite, așa trebuie să faci, așa nu este bine, și după aceea, dar foarte scurt, câteva secunde, sau un minut, două, nu secunde, care să circule pe Facebook, pentru că Facebook-ul e atât de gratuit, să zicem, și contracost, dar putem folosi gratuit de a trimite acest film. Pentru că cetățeanul pică în abatere și fără a cunoaște cum să acționeze. Vă mulțumesc. Da. Cred că pentru a identifica această suprafață și trebuie să venim cu un anumit de principiu. Cred că ar fi cel mai legal și cel mai bine. Pentru că am terminat cu punctul 9, deci am... O singură informare. Am înțeles din informare, am înțeles din prezentarea colegilor în ședința MAGA. Domnul Bogdan, dar n-ați făcut nicio precizare. Am înțeles eu și ceva și cu cantități și cu tot, dar n-am înțeles până la urmă. Cam ce suprafață va trebui? N-ar fi fost bine dumneavoastră să vă faceți o analiză completă? Astfel încât să cereți Consiliului aceasta. Că eu acum dumneavoastră ați zis direct de achiziționat. Poate nu de achiziționat. Poate este vorba de posibilitatea Consiliul Local și implicit a OAT-ului să analizeze problema pe urmă. Să vedem, poate concesiuni, poate chirii, eu știu ce. Nu știu, dumneavoastră a spus direct achiziție, ceea ce dă iar ridică semne de întrebări. Dumneavoastră a spus mai înainte și acum. Eu știu că nu au avut puțin. Puneți suprafața. Faceți o fundă. Este suprafața în adresa care am dat-o pe UOA pe Târguna. Este suprafața menționată. Nu, dar nu informat. Poate am greșit. Nu știu. Deci eu în adresa care... Părina, în adresa care am înaintat-o este specificată suprafața necesară pentru... Eu așa am înțeles din informare. Ce ați spus? Nu, este. Este. Nu,
deci eu am specificat în adresa alimentară. Informare nu este precizată. Îmi cer scuze că am domnul. Domnul Pion, pe o suprafață de câți metri pătrați, ați epuizat repede încă ceea ce ați spus. Deci acum, în luna mai, deci am primit de la OAT o suprafață în jur de 1800 de metri pătrați, care în 3 săptămâni a fost plin. Deci se impune un teren mult mai mare. Deci iar achiziționăm terenul. Poftim? Iar achiziționăm terenul. Dar nu, nu ce ar achiziționăm. Se pune la dispoziție. Se pune la dispoziție. Domnul Bocu, domnul Bocu. Nu știu dacă e suficient. E bine. Eu zic că ar trebui să fim foarte serioși în ceea ce analizăm. Și dacă este informal, atunci să fie informare. De un act și cum. Vă aduc aminte că acum două luni, când eram președinte de ședință, domnul Roșescu m-a întrebat, tot pe informare, dacă intenționez să o supun la vot. Și am spus că este informare și în condițiile acestea, tot ce poartă numele de informare în titlu, nu putem decât să luăm act. Nu să facem, să dăm vot aviz, neaviz, etc. Asta e ca o chestiune de... Să vă spun acesta cu avizul, eu am propus avizul. Ca executivul să demareze identificarea ce să iei. Nici măcar pentru chestiunea aceasta. Nu sunt de acord să dăm vot. Nici măcar pentru asta nu sunt de acord să dăm vot. Pentru că informarea nu ține cont, nu ține loc de celelalte obligații care ar trebui să stea la baza unui proiect de hotărâre. Adică, avizul Comisiei de Specialitate, avizul comisiilor din cadrul Consiliului Local, etc., etc. Și dacă o să facem din excepția aceasta, să luăm o hotărâre, să dăm un aviz, chiar și de principiu, înseamnă să creăm un precedent care ar putea să fie periculos. De asta, dacă se dorește să dăm un aviz, să se vină cu toate celelalte. Și atunci vom da un aviz de principiu. Și la aviz de principiu avem nevoie de raportul Comisiei de Specialitate, de raportul comisiilor care se comportă la chestia asta. Eu, de asemenea, ca paranteză, am pus boii înaintea carul înaintea boilor. Și să vedeți de ce. Pentru că mie mi s-a fi părut corect că această analiză, care a constituit ca informare, să zic așa, n-a parcurs etapele unei analize corecte, care ar fi trebuit făcute de Consiliul de Administrație ale CUPTESA și care să-și pună semnătura tot Consiliul de Administrație. Da? Și să fie făcută o analiză economică cu baze reale, corecte, cu metri cubi, așa cum ni s-a spus pe vorbe. Și da, asumată, cu semnătură de către Consiliul de Administrație. După aia, să vină cu el în AGA de la CUPT, cu propunerile, cu toate celelalte și abia după aceea să-l avizăm în Consiliul Local. Noi am pus carul înaintea voilor. Vrem să aprobăm. Aviz de principiu, dacă asta sunt vrem. În cadrul Consiliului Local și după aceea ce vom face? Vom trece la AGA să validăm acolo. Ceea ce am făcut. Nu asta este ordinea firească. Așa e Consiliul de Administrație analiză, hotărâre AGA și după aceea Consiliul Local. Deci rămânem la... Nu este discuție de competențe aici. Consiliul... O să aveți cuvântul după ce vine cu rectificarea sau cu intrul. Nu, eu atât vreau să spun că nu e de competența Consiliului de Administrație ca să facă analize cum să poată să achiziționeze. Consiliul de Administrație al companiei nu poate să achiziționeze terenul sau compania niciodată nu poate să achiziționeze terenul. Noi am făcut o adresă prin care am solicitat un minim de suprafață care să ne fie pusă la dispoziție. Nu am zis achiziționare, nu am zis nimic. Deci un minim de suprafață. Nu. Dar punctul e sar, deci noi nu putem să impunem primăriei sau să facem noi o analiză de preț, de piață sau de altceva care să... Domnul președinte, dar cui îi trebuie această suprafață de teren? Mie, domnul Roșeț, cui îi trebuie? Orașul. Dacă aș fi avut bani cu compania să o achiziționeze. Cum îi trebuie pentru a-și putea desfășura activitatea care o are în obiectul de activitate al companiei? Cuptul îi trebuie. Deci de asta cuptul trebuia să facă analiza dacă îi trebuie sau nu îi trebuie. Dar a făcut analiza, a făcut solicitarea pentru că îi trebuie și dacă... Unde este
Hotărârea Consiliului de Administrație care a făcut analiza. Vreți să vă arăt că în 2017 ați votat în AGA că sunteți de acord cu achiziția terenurilor? Cu sau nu, domnul, vreau să-mi arătați unde este analiza și hotărârea Consiliului de Administrație și semnătura Consiliului. Este hotărâre AGA în 2017 în care ați votat și dumneavoastră că da. Este oportun. Nu mai are unde să depună gunoi. Trebuie să veniți cu o hotărâre a Consiliului de Administrație la AGA. AGA deocamdată votează ca și cum ar fi propunerea. AGA a votat odată chestia asta. Nu, domnul președinte. AGA a votat în 2017. A votat și discutăm noi. Acum este o revenire la o hotărâre AGA din 2017. Da. Deci, este o revenire la o hotărâre AGA. În 2017 este o hotărâre. Trebuie să vină în fața lui AGA, în fața Consiliului Local, cu hotărâre acea AGA. Eu nu pot să vin cu hotărâre AGA la o hotărâre AGA. Deci, nu-i spus eu administrație. Dar s-a mai dat odată hotărâre AGA pentru terenurile astea. Este dată hotărâre AGA. În 2017. Deci, atunci, de ce nu o folosiți pe aia? De ce să o folosim pe aia? Adică, cum o folosesc? Am fost folosit-o să nu uit în terenurile. Dau cuvântul domnului Roșescu, deja s-a înroșit. Nu, dar... Adică fac hotărârea de la hotărârea. Nu merg ca pe care îl pot. Nu știu, dar nu să roșe. Deși așa se va. Dar așa. Și nu am motive să mă roșesc, dar asta nu-i fel. Asta e cum am refers. Dar trecut pe treaba asta. N-aș fi intervenit dacă domnul consilier Bucur n-ar fi invocat numele meu. Și îmi aduc aminte când domnia sa era președinte de ședință. Pe ordine de zi au fost 4 informări. Toate se terminau cu formularea. Nu o să o spun exact, dar în față de cele nu știu ce prezentate, propuneți sau propuneți cele legate. Cu acest fel de formulări, Consiliul Local, care este un form decizional, colectiv, este pus într-o anumită dilemă, sau, cum să spun, băgat în ceas, să mai exprim în termen de popular, așa. Deci, ce să propună Consiliul Local? Ce hotărâre să ia, dacă așa cum domnul Bucur preciza, nu a urmat, au urmat toate etapele, o eventuală hotărâre a Consiliului Local. Că singurul act pe care Consiliul Local îl adoptă sunt hotărâre. Sau e hotărâre. Și atunci, trebuia expunere de motive, raport de specialitate, compartiment de resort, avizul comisiilor și așa mai departe. Și toate etapele anterioare adoptării unei hotărâri din Consiliul Local. Ceea ce s-a, cum să spun, am vrut să precizez data trecută la ședința trecută, mi-a fost cumva ușurată sarcina, așa, de către domnul președinte de ședință de atunci, domnul Bucur. Acum să vin iar cu o informare. Și iar așa și lasă lucrurile în ceață. Deci neprecizat. După ce s-au parcurs etapele respective, de la Consiliul de Administrație, AGA și așa mai departe, dacă este oportună luarea unei hotărâri de către Consiliul Local, în baza expunerii motivelor, a tuturor notei fundamentale, a raportului de specialitate, a avizelor comisiei, hotărâri se atribuie sau se dă folosință, suprafața de teren situată în cutare, numărul cadastral sau care este societății cu pentru cutare obiectiv. Cam așa trebuie procedat. Calminte, ne pierdem vremea în discuții și, cum să spun, în invenții sau că să avizăm, că să facem, dar care nu știu, dacă pe lângă lege sau străinat. Am așa. Da, am de aceea, aș avea rugămintea, nu am zis domnul, aș avea rugămintea față de executiv să vină, cum spun, cu toate elementele acestea bine conturate. De aici încolo.
Iar în ceea ce îl privește pe domnul președinte al Consiliului de Administrație la UPSA, i-aș face o recomandare. Să nu ne mai dădăcească într-atât că ce am făcut, ce am aprobat, cum am aprobat, dacă e bine, dacă nu e bine. Și la, ar fi recomandabil ca domnia sa să înțeleagă că acest Consiliu Local, chestiune pe care am mai discutat și am mai adus în discuția forumului nostru, este autoritate tutelară, cum se numește în secretar? Deliberat. Așa, autoritate tutelară, da. Față de companie. Exact. Deci, să vină. Deci, răspunde la întrebările pe care le are ISEP-ul, aduce informațiile necesare, dar nu încearcă să, știu eu, să disciplinezi pe un sau pe altul. Ați înțeles, da? Am înțeles, domnul. Ce spate eu pentru eu, domnul. Dar nu cred că sunteți în replică cu mine. Eu sunt consiliu. Dar nu sunt în replică cu dumneavoastră. Dar nu. Ca vreți să veniți cu alte informare sau președinte? Nu, alte informare. Cu explicații la ce? Deci, ca o explicație. Deci noi nu am sărit pași. Ce înseamnă hotărârile de consiliu, hotărârile acolo. Păi n-ați sărit, n-ați spus niciunul. Mai este hotărârile acolo în 2017. Semnat de acolo, nu înseamnă local. Este hotărârile acolo. Eu nu. Este o hotărâre ARA pentru exact ce am discutat la prima. Păi care-ți corespunțile? Hai să fie hotărâre, numărul 10, deci nu am ferit niciun pas. Ați făcut noi în ARA, iar o dată ce-i luat hotărâre. Deci, pe 4-a 5-a 2017, da? Așa, am hotărâre de Asamblea Generală Acționarilor. Să ce cum? Își exprimă acordul de principiu privind identificarea a două amplasamente pentru depozitarea deșeurilor vegetale și a deșeurilor din construcții. Da. Deci nu vreau să zicem mai ce. Păi și acum... Ați venit pe informare de trebuie să veniți cu hotărâri cu el. Care s-a propunut unul din cele două spații. Dar nu face hotărâri de proiect către Consiliul Local, îți face... Nu trebuia să vină... Executivul trebuia să vină cu hotărâri de principiu. Da. Vreau să fac o observație. Deșeurile din orașul Târgu Ocna nu sunt ale comunității. Dar orașul Târgu Ocna sunt produse de cetățenii orașului și, așa cum spune aici, sunt chiar proprietatea orașului Târgu Ocna. Aceea, modul de gestionare a deșeurilor trebuie să ne intereseze pe toți și mai ales pe Consiliul Local și pe primar. Pentru că Consiliul Local s-ar putea să dea alte companii, oracolo, compania, prestează niște servicii referitor la aceste deșeuri. Noi trebuie să asigurăm condiții ca această societate să poată desfășura în bune condiții serviciul pe care îl prestează, acest serviciu public. Referatul pe care l-a făcut compartimentul de specialitate de la mediu analizează că, trecând la aceste noi reglementări cubele cu codibare selectiv, crește și deșeuri neconform, să spunem așa, sau deșeurile abandonate, dar în același timp și dorința cetățenilor de a aduce în anumite zile, gratis, deșeurile într-un loc anume. Mă refer la materia de construcție și la cele vegetale. Deci au venit cu propunerea și propunerea a fost însușită din compartimentul de mediu, care ce propunem astfel identificarea unui teren în zona stației de transfer a deșeurilor de bombă, care să permită depozitarea temporară pentru aceste categorii de deșeuri și eliminarea lor. Și pentru faptul că să ducem cât mai puține deșeuri la Onești sau la Bacău, având în vedere că au crescut foarte mult aceste tarife. În aceste condiții, noi am sus o informare privind adresa punctului, în sensul că dumneavoastră, discuțiile au fost foarte bune. Acceptați ca executivul să treacă la identificarea unor terenuri zonă. Că n-a făcut niciun pas până nu v-am informat pe dumneavoastră. Din discuțiile avute aici, necesitatea acestui spațiu a rezultat că este pentru deșeurile orașului necesară și vom informa Consiliul atunci când avem ceva concret. Pentru că nu știm ora asta ce teren cumpărăm,
În ce zonă cumpărăm? Cum cumpărăm? Că n-am mai făcut o asemenea achiziții pentru terenul de acvariu, să aminte cei care au fost în consiliu, pentru adăpostul de câini. Când tot așa am consiliu, domnul a venit de principiu, hai să facem un anunț. Care va fi pasul următor? Dacă noastră, ne stă domnul, executiv, încearcă să se întâmple. Vă pune niște anunțuri în zonă și vă spune, domnule, primăria este interesată să achiziționeze aici. Sau consiliul local trebuie. Da, facem publicitate, atât face. Domnul interesată de un teren. O să vină, eu știu, Georgescu, apoi cu cine vine și spune. Noi nu putem să luăm și proiectul de hotărâre facem atunci când avem date concrete. Că nu știm acum nici suprafața, nici dacă cineva este interesat. Deci am pus în dezbatere acest lucru. Necesitatea procurării acestui teren a rezultat din discuțiile care au avut. Și sigur că un aviz de principiu, dacă l-ați botezat așa sau cum vreți să-i spuneți, că este necesar pentru buna funcționare a acestei activități în oraș, nu cuptul are nevoie, ci orașul are nevoie de un asemenea teren, pentru că acolo se vor amplasa containere pentru tot felul de deșeuri reciclabile și să există zi care să ducă cetățenii acolo. Cam asta este problema. Și noi ce am spus? Informare privind, poate greșit termenul, informare privind această achiziție. Da? Ia cam acest rol a avut. Deci propunerea astfel, identificarea unui teren de, pentru această activitate. Dar mulțumesc. Și o întrebare. Doamna. Dar în care va fi achiziționat terenul? După identificare vom achiziționa acele tarife pe care le-am aprobat astăzi. Stat? Da? Nu vor scădea tarifele. Va scădea cantitatea pe care o duce. Dar stai nici, că ai plătat la stat, e taxă de depozitare, dar nu e lăsat la trebuie. Dar ce lucru? Ele toate sunt la venit. S-au sortat în vechi. Exact. Și atunci duce mai puțin. Asta este avantajul mare. Că noi acum, ca să ne încadrăm în costurile care au fost, dar scad prețurile. Pentru că ei pe platforma asta, deci nu da pot scria. Ei ce fac? Toată mașina de gunoi care vine din oraș, o varsă acolo și încep să selecteze ce se poate selecta. Și atunci se reduce cantitatea de 2-3 ori, care o ducem la Onești, că înțelegem că în luna iunie-iulie se va pune stația acolo, sau pe care o ducem acum la Bacău. Sigur că este necesară această plată. Dacă se aduce sortat, deja la gloapă va fi și mai bine. Păi normal. Adică de la cetățenii la care acasă. Păi nu, deja la cetățenii acum și vă informez că acest program pe care noi l-am instalat și vă invităm săptămâna viitoare pe 7, când pe 7, va fi o demonstrație în, aici în sală, vorbim și celălalt de primării. Este un sistem interesant prin care ne-am dat a doua cubelă pe cartierele care sunt pilot acum. Poieni, Țărâncuța, am început Tăbăcari, pentru că cum funcționează? Au cont de bare fiecare container, este un container pentru deșeu menajer, un container pentru ciclabil. Când a venit mașina, se citește contul de bare și apare la responsabila de mediu din primărie că s-a ridicat containerul. Cetățeanul are posibilitatea să marcheze dacă este plin sau jumătate. Dacă atunci când a ridicat capacul nu s-a selectat la cetățean, nu-i ridică containerul. Suntem acum a doua lună că ridicăm și se vede că cetățeanul înțelege. A crescut foarte mult cantitatea de reciclabil în aceste condiții, dar v-am spus că a crescut cantitatea de deșeu abandonat. Că cei care-s certați cu... încep să arunce pe curaie, pe întreba. Și atunci va trebui să venim cu alte măsuri. S-au dat și primele amenzi și vă rog foarte mult să faceți cetățenii să înțeleagă că nu putem să iertăm pe cei care nu respectă aceste reguli. Suntem acum în zona Foraj Tăbăcari. Aici dorim să închidem containerele de la Popescu, în față de acolo la Sarci, pentru că nu poate să treacă cineva acolo, mai ales duminica, pentru că într-o oră se adună la loc, dar trebuie să asigurăm condiții, în sensul că împărțim cubele peste tot. Și apoi zona Găleam, ca să desfințăm acel punct de la portul CFR, care este de asemenea foarte urât pentru toți cei care vin în zonă. Dar mergem treptat și încercăm să selectăm cât mai mult și cetățeanul să selecteze, dar și cei care desfermesc acest serviciu, să înțeleagă că știți că și muncitorii în anumit amestecau ei ce selectau cetățenii. Deci eu cred că este un pas înainte și sistemul cu pod de bare suntem dintre puținii care l-am implementat și cred că este un lucru bun. Da, mulțumesc! Am o întrebare și totodată și un răspuns. De ce neapărat identificare spre achiziție și nu spre închiriere sau concesionare? Și
am și răspunsul, eu ofer, pe o durată de 10 ani, suprafață de 5.000 de metri pătrați, la Căleazul, contra sumei luat scutirea din impozit, de ce-și fac în local, care le-am. Deci, pot să zic așa, gratis. Deja ar fi și până, ar fi și până, o să mai plătesc și impozit, și să-l și ofer. Dacă astăzi dați un anumit de principiu, să achiziționăm, deja achiziția ce? Nu, 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 eu am făcut o ofertă și am spus de ce neapărat achiziție și nu închiriere. Dar poate... La achiziție n-am spus cumpărare, închiriere, pensiune, donație, cum faceți astăzi. Când vorbesc de achiziție, înseamnă să o plătesc. Când vorbesc de închiriere, vorbesc de preț de închiriere. Nu transfer proprietate. Când vorbesc de achiziție, înseamnă contract de vânzare-cumpărare. Adică achiziție. Cumpăr. Clar. Tot nu mai cumpărăm, dacă avem terenul de la voastră, Bogdan. Suntem dispus pe o perioadă lungă de timp? Am spus. 25 de ani. 25 de ani. 25 de ani. Poate au un proiect ce trebuie să fie proprietari, poate vreți vorbea de proprietate. Dar nu trebuie să sprijin orașul. Și v-ați gândit că acolo. Dar poate să pricep. Dar poate trebuie să șați. Dar poate sunt care vor să și dea ceva la primărie. Eu mai spune dacă aveți și mai mult. Au ofertă de construcții. Mă următoare și chiar am decât. Dar ce faci? Ne interesează. Începe să ai informare. Așa, doar la stare de informare, domnul primar, asta nu se referi. Dar deja a început achiziția, avem prima ofertă din partea noastră. N-a fost achiziție. Ea a fost... Ofertă. Ne-am arătat o intenție. Bun, deci a rămas la stare de informare. Trecem la 10 întrebări de pe lor răspunsuri. Cine? Au urgență, permite să plec? Cum să nu? Mă mulțumesc. Domnul Măcipel. Întâi trebuie să spuneți întrebare. Întreba și fascinanta întrebare. Ce se întâmplă cu dumneavoastră de la prioritar pentru orașul pe drumul de la drumul Salinei? S-au început la alte străzi. Are domnul primar o întrebare? Sau dacă aici domnul administrator, iar nu mai am ales. Eu știu că drumul Salinei mai trebuia un aviz de la ICC, da? După ce am avut s-a dat la vizul ăla, bine, s-a început altă lucrare, s-a așteaptă acum terminarea acelei lucrări și se va lua de lucrări. Să ne învățăm niște informații, așa vă rog la vizia acolo, mai avem nevoie din aprins, se apucă în septembrie. Mi se pare corect, da? Să știe lumea să se aștepte la cum mai are de așteptat. Zic că e o dovadă... Domnul primar de la Dreaca, ce vreau să știe? În sensul că se face partea din fața Salinii, pe unde se va devia circulația. De la Salina, cum va fi propriți. El se lucrează la parte, din fața gării Salina, pe suportul a fost la muncă, trebuie amenajat terenul, pentru că și Salina a pus la dispoziție partea drumului cu benzi și mulțumim pentru acest lucru și va fi deviată circulația acolo. Trebuie să înțelegeți că drumul Salinii este într-un pachet de alte 6 străzi, 8 străzi. La strada de la Autogar până la Salina, strada Băieții Rămadă și strada până Vâlcica, deci până la Chioșcu Galben, este un constructor care a terminat lucrările Tăbăcar și toată echipa s-a mutat în această zonă. Partea de începere s-a emis autorizația de construire, din punctul nostru de vedere, nu mai sunt probleme ca să nu înceapă lucrarea. Nu pot să-i organizez eu constructorul care are niște termene și niște dirigenți de șantier și inspecția construcțiilor care este tot timpul în control, cum își organizează lucrările. În același timp, pe același proiect și în aceeași autorizație de construire și în același ordine de începere, a fost strada Avrameancu, în fața forașului, strada Ștefan Constantinescu și strada Vasile Alexandrei. Acolo este celălalt constructor, pentru că ei au fost în asociație. Vă spuneam data trecută că la început au spus să lucreze împreună și apoi și-au luat fiecare străzile, tocmai pentru faptul că, și acolo deja merge destul de greu, pentru că am hotărât ca toate rețelele de apă și canalizare, toate branșamentele la apă, toate racordurile să fie făcute la cetățean. Să nu ne trezim cu spărturi după ce punem asfaltul.
și această stradă se ocupă alea. De asemenea, în același cartier, a fost strada Coasta Măgurii și strada Gurastării. Este vorba de strada care vine din drumul național spre Parcul Măgură. Și acolo, începând de două zile, a venit autogrederul, astăzi s-a făcut măsurători la terasamente, pentru că sunt dirigenți de șantier specialiști din comparator, ceasul comparator, mă uita și astăzi, verifică cu mașina de 16 tone cât se lasă mai mult, mai puțin. Adică sunt specialiști care lucrează și noi nu putem să intervenim și nu ne pricepem la toate. Deci cam asta e situația acum. Drumul Salinii este tratat cu toată importanța pe care o are acest drum pentru orașul. Vreți să mai intervenim? Da. După aceea, dau cuvântul domnului Munteanu, care a rămas în ședință și vrea să vină. Vă rog. Domnul Munteanu, vă rog frumos. Nu, păi, eu vreau să mulțumesc Consiliul Local că mi-a făcut onoarea să fiu deci la această ședință a Consiliului Local în care s-a supus discuția cumpărării terenului. Mulțumesc celor consilieri care au crezut și și-au dat seama de importanța proiectului care îl am și au fost de acord cu mine. Nu cer cum ar fi trebuit să cer conform legii administrației publice punct de vedere din partea celor care s-au obținut că așa trebuia să facă trebuia să argumenteze despre ce e vorba, doar că rămâne să discutăm poate vis-a-vis de cele ce a prezentat domnul consilier Bucur, să stau la discuții, să lămuresc mai clar ceea ce dânșii nu au lămurit astăzi sau care n-au, probleme care nu au fost lămurite, poate din cauza mea, poate din nu știu care cauze. Și să sperăm la o altă ședință, fie dacă aveți o ședință extraordinară, să puneți pe ordinea de zi, pentru că eu vreau să rog la modul respectuos să nu mergem cu destinele unor orașe și destinele unor oameni. Așa cum a zis doamna Leuleac, eu mi-am pus pielea la Saramură luând bani din bancă și în continuare să nu credeți că doamna Leuleac vorbea de un proiect de la Vila Ioana. Acolo eu am 100.000 proiectul și lucrarea a fost de 450.000 de euro. La ora actuală, însă, în Moldova lucrez la o vilă pe cont propriu care este la 475.000 de euro, unde urmează ca în luna septembrie să vă invit cine dorește la inaugurare, unde vom face un complex de vile, cel care este la Vila Ioana, vila de la Ion Gas și Corpul C, care va completa acest centru de recuperare și tratament care v-am spus. Așa cum am precizat, aștept să fiu invitat la o ședință viitoare când poate dacă sunt întrebări, vreau să le clarificăm. Consider că eu poate n-am fost suficient de cum se zice, explicit în această ședință și sper într-o luare a unei decizii viitoare de bun augur. Fac precizarea că la Slănic, eu fiind de la Alde, colaborez cu PSD-ul. Sper să colaborez aici. Mulțumesc! Păi. Da. Doriți și un răspuns scurt, domnul Munteanu, amendament, că, într-adevăr, nu ne-am explicat votul de abținere, dar dacă vreți să știți, nu am fost suficient, n-am considerat că suntem suficient de informați în ceea ce privește precizările legislative la care ați făcut referire. Nu am avut legea la dispoziție, nu am avut niciun raport de specialitate sub semnătura cuiva care să-și asume chestiunea de aia ce dumneavoastră a spus. Și până nu ne convingem cu adevărat, dacă, într-adevăr, toate condițiile care dumneavoastră ne-a expus aici sunt veridice, sunt în conformitate cu legea, până atunci ne-am abținut asupra unui vot. Ne-am abținut. Deci n-am zis eu, n-am zis da. Sigur, v-ați deci, pentru că și legea, undeva de partea mea, că legea cumpărării concesiunii funcționează. Da, dar nu trebuie să ne obligați. Nu este nicio obligație. Da. Deci puteți să transformați concesiunea în cumpărare, dar nu este obligatoriu. Da, nu este. Să nu fiți supărați pe noi. Nu, supărați, cred că n-am fost prea cu domnul Dumnezeu. Da, domnul Măcea, care vă spune. Despre canalizarea care trebuia
cetățenii doresc să știe când e gata. Da, legătură cu canalizarea. Și canalizarea ultima plată s-a făcut în constructură în decembrie 2017. S-a trecut la recepția lucrării și probii tehnologice. Au fost câteva intervenții pe strada Salinii și la Vâncele. La stația de curare am fost alte. Sunt în faza de probe tehnologice și consultul este obligat să finalizeze această investiție, care este cea mai mare investiție, care a avut orașul, 27 de kilometri de canalizare și stație de curare de 1 milion de euro. Sigur că este destul de complicat să pună în funcțiune, dar ei sunt în zonă și rezolvă toate problemele care sunt. Recepția se face cu un robot care merge, filmează, verifică, se face și hidraulic. Adică se va fi o lucrare care până la urmă va funcționa și va satisface orașul, chiar dacă a durat mai mult decât am estimat și chiar dacă a creat un disconfort cetățenilor orașului. La ora actuală avem peste 70% din oraș cu canalizare, ceea ce este foarte bun. Și o stație de curare nouă, care nu au multe orașe din Moldova. La domnul consilier Pavarache s-a stăpat de 14 ori într-un loc. Și care este? S-a stăpat pe omoară. Da? Deci nu e nicio problemă. Mai poate să stăpat de 200 de ori, că chiar nu e nicio problemă. Deci haideți ca să nu fim specialiști noi. Acolo au venit cei care au făcut constructură și o să scoată de 20 de ori, dacă de 20 de ori trebuie să facă. Pe bani, pe aceiași bani. Nu plătește nimeni un ban. Să știți că este dirijit de șantier. Sunt fonduri europene acolo. Nu se joacă nimeni. Contribuția localității este 1,84% din totalul în lucrare. Așa că nu pot eu să-i spun de ce investește la acolo. Dacă nu s-au priceput, dacă au fost probleme, într-adevăr, pe măcele au fost cele mai multe probleme. Și la cântar aici s-au găsit câteva fisuri, dacă s-au găsit în conducta de ceramică sau garnitura de la conducta ceramică, s-a scos sau s-a pus. Până la urmă, eu știu că este un disconfort și domnul consilier Pavarache, am știut, am înțeles, n-a fost ușor pentru toți cetățenii din Vâncele și nici pentru domnul Pavarache, pe toată lumea spune, doamne, de câte ori să sapă, dar nici nu puteau lăsa net fără să facă nebunie. Mă informez că astăzi o să fac iar, în același loc. Și întrebarea mea era așa, dacă tot mi-a spune numele aici. Dacă un meseriaș oarecare face aceeași lucrare de foarte multe ori în același loc, deci face același lucru, repetă mereu același lucru, înseamnă că nu o face bine, nu? Așa înțeleg. Ajunge artist. Adică, nu știu, aici e problema. Ori îi place. Avem și o întrebare, nu știu, mai să ați avut și un alt lucru. Nu sunt alt lucru. Ați văzut că să aveți posibilitate când vă apucați, aveți întrebare, fiecare notează și... Eu vreau să vă întreb domnul Vitei Ciotaru, la sesizare care a făcut o ședință anterioară, ce stare s-a văzut cu problema în farmă. Lumea este foarte nemulțumită de prețurile care se... care se practică la aceste farmacii. Trebuie să facem ceva, trebuie să iau măsură în atarat. Nu există concurență. Suntem morți. Din punctul ăsta de vedere. Și nu e contactat așa cum o spus. Nu, dar nu contactat așa cum o spus. Instituția nu se face nimic, v-am spus. Sesizări la oficiu concurenței și la protecția consumatorului. Lăsați să facem concurență la altă bucă. Da, am făcut, domnul. Vedeți că am făcut la toate, nu putem să o spunem aici. Care să știe, dacă afla sau află de la televizor că am făcut, nu-i bine. Am făcut toate demersurile necesare. Pot să plec către instituțiile care trebuie să facă acest lucru. E o problemă care a ridicat-o și care, într-adevăr, se va rezolva și o rezolvă cei de abilitați să facă acest lucru. Pentru că așa este, cum spuneți noastră, prin diferite mijloace, practic avem o singură societate care are monopolul pe toate farmaciile din oraș. Am înțeles. La intrarea în Vâncele... Da, pot spune. La intrarea în Vâncele există o gură de spurgere din canalizare care se duce direct în pârâul Vâncele. Ceea ce nu cred că este tocmai corect cu mediul, da? Ca să zic așa. Doamna Anuței și domnul Martin au depus niște întâmplări sau niște sesizări la primărie, de luni de zile, și nu ți-a dat răspuns în termenul legal, de 30 de zile. În legătură cu? În legătură cu
deversarea țevii în Râul Vârcica în legătură cu trecerea trenului din B în A și așa mai departe. Ce se înțeleg? Că cetățenii se adresează degeaba primăriei, adică în termenul legal nu puteți găsi, domnule, nu aveți dreptate, nu, da, veniți la primărie, haideți să rezolvăm problema. Deci sunt tratați cu ce? Cu influență? Nu cred. Noi până acum nu avem nicio sesizare, că nu am răspuns în termen. O să reverificăm dacă aceste lucruri se sesizez cu privire la categoria de impozitare. Nu cred că există o solicitare în sensul ăsta. Da. V-am rugat de 8 luni de zile, ca pe strada Capitan Mășină, să dispară materiale de construcții care sunt pe trotuar. Am spus că da, v-ați notat și ați zis că se rezolvă. Nu s-a rezolvat niciodată. În ce zonă, domnule? În zona greu. Cum coborați din gara, în partea de-a. Dar știți foarte bine, tot treceți cu dasă, lucrurile acolo, nu e o problemă. O altă problemă ar fi iarba din parc, care a ajuns până la Brâu aproape, da? Cum e obligația cuptului sau conseca care trebuie să păsească iarba? La cât centimetri trebuie să o păsească? Când ajunge la 2 metri? Sau ca și la angajată să fie păsită și luată? Întreb. Da. O altă întrebare, dacă se fac zilele orașului. Da? Și dacă suntem mulțumiți de lucrările, dacă suntem mulțumiți de lucrările care s-au recepționat sau nu știu precis, așa, tatăl coarele de la lucrările care coboară până la bine, la răscuție de lucrări. Sunteți mulțumiți? Au fost făcute vorburile? Mă întreb. Așa prezinte proiectul, vreau să știu și eu. Și am vrea, când e vorba de proiecte, să fie arătate și consilierilor. Nu să votăm așa proiectul, uitați așa proiectul, votați. Vrem să vedem și noi niște parametri tehnici, că mie mi se par că străzile, de exemplu, cele care au fost făcute cele 4 străzi, sunt prea înguste. Și n-am avut pe tăbătare unde să trec mașină lângă mașină. Așa e proiectul, nu? Și sunt, trebuie să stabilite niște standarde. Eu așa știu că se lucrează așa puțin după standarde. Nu ajungem să se surte strada de două ori și de urmă să știm cine face strada. Mai stăm puțin. Strada din, cum îi spun, de jur la Ucoie, stă de două săptămâni în lucrări, poate să mai stea două luni, că nu răspunde nimic. Încerc să lasă. Discuția de materiale puse, dar expuse pe tindere. Seara sunt băgate, curte fără nicio problemă. Ce mă deranjează? Că toți comerciații din zonă și expune marfa pe trotuar. Nu numai. Dar de el oameni, nu a zis că eu ce expune, putem merge să vedem cu ei, expus și așa. Și la rame, și de la rău, și toți își expun marfa. Și seara, ca să fie asigurat, e băgat nou. Nu știu de ce, numai zona greu, vă zic. Eu vă rog frumos să respectați legea. Dacă aveți ceva de comentat, poate să sesizați la primărie, la prietenii dumneavoastră și să îi rezolvi de pe ceilalți. V-am ascultat. Și eu vă ascultez. Deci ai ceva cu o persoană, nu știu, tu sau... Ce deranjează? Cât e taxe și impozite plătești pentru ca cetățean la primărie și cât taxe și impozite plătești de ceilalți? Și câți angajați ai să ce mai ai trebuit să stăpâni decât tot cu oraș. Plătiți taxe și impozite. Da. Nu e așa? Da. Dar tu care faci frecții la mor și nu plătești așa. Un leu? La care îi mărți fac? Păi nu știu la care. Vă rog frumos, păstați un dialog. Deci, ce-ai făcut? Discuția vreodată, te-o reclamam vreodată că nu, ai avut niște benefici cu orice profit. Vă rog frumos să plătești impozite. Vă rog frumos să deci ai un profit. Și dacă voi care e nevoie, le ține să te fie. Noi să vedem vă rog, multe duștiți. Nu vă rog, multe duștiți. Deci nu, să aveți o discuție și vreți asta. Nu, din păcate, nu-i vorbați cu dumneavoastră, vorbați cu material de construcție, da? Am vocea mult mai mare, ca să fac o. Așa că, domnul frumos. Deci sunt câteva răspunsuri. Eu am să rămânesc problema, s-a rămânit problema cu materialele. Tocmai același lucru vreau să spun și eu, că este zonă comercială și se expun materiale în mai multe zone orașului, cu iarba din parc. Deci cuptul lucrează nu numai cu primăria, dar are relațiile cu primăria.
Metru pătrat, cosit. Comandăm să cosească la fiecare 5 cm, cosește de 10 ori și dăm bani. Și atunci, în locurile în care nu este necesară cosirea atât de des, cum este, facem între locuri, da? Acolo se joacă copiii, în parc, unde sunt locurile de joacă și de, pe aleile unde circulă lumea, cei care vin acolo, acolo se cosește mai des. Dar în părțile laterale și chiar în partea dinspre, între lac și drumul care merge în Burasănicului, acolo chiar nu se cosește niciodată, pentru că nu are sens să dăm bani. Parcă are 12 hectare. 12 hectare cosit de 2 sau de 3 ori costă foarte mult. Și de aceea lăsăm coasa până aproape de zilele orașului, ca atunci când avem zilele orașului, vin cetățenii, să fie iarba cât mai mică. Eventual la iarbă. Domnul Măciucă, domnul președinte. Atunci în care eu trebuie să ne ținem și păcat să cosim atât de des, acolo unde se fac grătare, se cosește mai des, așa am stabilit noi ca să facem și economie, pentru că se plătește fiecare metru pătrat. Cu iarba din parc. Anul trecut au fost 12 cetățeni care s-au interesat de această iarbă din parc. În acest an, dacă aveți persoane care sunt interesate să ia iarba din parc, le pune cerere la primărie, când este calculat acolo nu știu cât e metru cub sau ce se vinde ăla, și vă rog tare mult să le spune să înscrie. Condiția este ca nu taie iarba numai acolo unde este mare, ci peste tot. Și atunci ei nu prea vin acolo. Mai sunt dintre cetățenii care lucrează și care iau această iarbă. Și iarba din parc nu este bună pentru animale, pentru că ea are de toate neam. Și dopuri, și sticli, și nu, animalele nu prea mănâncă. Dar asta pentru... Iar dacă știți oameni care vor să scrie, se ocupă cei de la administrarea parcului și cât mai mulți cetățeni să vină. Să ia că ar fi foarte bine dacă ar lua-o, ca să nu mai cosim noi, să dăm să cosească ei. Cu zile orașului. Consiliul local, m-am hotărât, în luna iulie, zile orașului. Și de bordurile pe drumul național, dacă am înțeles bine, pe Republicii, unde s-a introdus și a dus, și acolo s-a mai desfăcut de vreo 2-3 ori, pentru că nu să înțelegeți că dirigenții de șantier și cei de la Inspecția Construcțiilor nu permit să se încalce. Acolo s-a suprapus undeva conducta de refulare, conducta de colectare și a trebuit să scoată socolul. O să verificăm dacă bordurile sunt bune sau nu, dar să știți că există o perioadă de garanție de 2-3 ani de zile. Nu știu exact termenul acum, nu știu de când se ia, de la finalizare sau de la recepția finală. Trebuie să știți că sunt caiete de sate, domnule. Nu știu când, de când se ia, de la finalizare sau de la recepția. Aici sunt diferite. Unele se ia de la data recepției finale, atunci se intră în garanții, alta de la ultima parte, dar de la alta de recepția finală. Și sunt fonduri de garanție, sunt niște bani care sunt păstrați și din acei bani se vor repara tot ce este ulterior de defect. Sau sunt constate că s-a stricat. Muntele de pământ care apare în dopar are aviz de ecologic, aviz de mediu. Ce se întâmplă acolo? Vrem să știi. Mai jos de tema dumneavoastră. Este un munte care acolo, molos. Ne putem spune ceva? Nu știu. Molosul din parc. Nu se care singur, să știi. Molosul, nu știu la care e molosul. Molosul din parc este pozitat în diferite puncte pe care le indicăm noi. Jos la piciorul podului au depozitat cei cu ANL-ul, au dus o cantitate și acum o cară înapoi, că trebuie să răspunde fundația care a ieșit deja sus. Iar la celălalt, deci fiecare cetățean care dorește să are de diferite denivelări, noi suntem bucuroși să anunțe la primărie, pentru că fiecare constructor care vine, de exemplu, acum avem la domnul Glonț, la Poet, a venit tocmai, zis, domnule, am o groapă mare, care vreau să... Chiar vă rugăm să recomandați terenuri degradate, pentru că lor le convine să le ducă. Începem acum cu drumurile. Dacă cineva are un teren unde are nevoie de umplutură, de exemplu, a dus la Bogat, spre Biserica Catolică, în pârâul ăla, acolo a vrut. Chiar spuneți-mi să vină, pentru că noi trebuie să identificăm. Când eliberăm autorizația de construire, el spune unde duci pământul. Discuțiile încep acum cu drumurile și cu canalizarea.
Și unde avem solicitări, ducem pe un fondat sau dată băcar, poftim? Gratis sau contra cost? Și de ce? Se aude că e gratis și atunci o să avem solicitări. Eu cred că cea mai bine normală, ca să nu dar și pe site-ul primăriei aceste informații, ca cetățeanul să afle. Mai că este pământ cu asfalt, cu bolovan, cum vine de acolo, nu-i pământ fertil. Dar dacă aveți locuri, vă rog tare mult să anunțați la o parte. Cum? Dacă știe că e gratis, iau ceva. A, nu. Deci cel constructor are un deviz trecută de plasă. Cât e mai aproape, poate convine mai mult. Și tot pământul care se scoate, trebuie depăsat. Porțile de pe terenul de sport de la școala numărul 1 de jos au dispărut. Are loc o demolare a unei clădiri, cred că fără aviz de demolare, cum ar trebui. Nici de asta nu știți. Da. Dar în perioada 6 mai, în orașul Ceatăr Lunga, care ne-am învățit din Găgăuzia, ansamblul nostru de la Casa de Cultură a ținut un spectacol acolo. Am fost și eu prezent la invitația domnului primar, a fost și domnul președinte al Republicii și președintele Găgăuziei, a fost orașul Târgu Ocna, a reprezentat cu cinste acolo și trebuie să ne bucurăm că am făcut orașul cunoscut. De asemenea, 1, 2 și 3 iunie, ansamblul Casa de Cultură va fi la Cetatea Albă, unde este un festival de ansambluri folclorice și unde am fost invitați și ei, din polonezi, unguri, din toată lumea. Și... Da, cam atât. Da, o să sunt invitat pe data de 1 în orașul Re, din Ucraina, unde vom semna un protocol de frățire cu orașul Reni. Orașul Reni este chiar lângă Galați. Este un oraș din Republica Ucraina, aproape din Ucraina, cu Moldova. Toate aceste înfrățiri au rolul de a ne cunoaște mai bine și să vorbiți, vă rog, și cu agenții economici din oraș. Știți că numărul ucrainenilor și moldovenilor care vin în oraș este în ce mai mare. Mulțumesc. Dacă tot avem ansamblul care e plătit de la buget, ansamblul folcloric, nu ar putea ca și cetățenii orașului Târgoviște să beneficieze măcar o dată pe săptămână de prestația lor? Sau să pună în valoare sala din Mina Salina pentru a atrage turiști? Întreb. Casa de Cultură este de renovare. Noi plătim salariile și le iau. Nu că nu își fac datoria, dar ar putea primăria să facă câte un spectacol săptămânal pentru cetățenii orașului și turiști, în parc. O parte din ansamblu, din salariații de la Casa de Cultură au participat și la evenimentul Colegiului Național, la festivitatea centenar și la manifestarea care a fost aici săptămâna trecută în piațetă. Au avut și împreună cu copiii pe care îi susțin și care îi antrenează, au avut o evoluție de... Perfect. Nu 5 evenimente pe an, în fiecare săptămână, într-un loc stabilit, să vină cetățenii de la 7-8. Nu mult. Da? Că, în timp să cred că am luat degeaba că am luat 100 și ceva de milioane. Care nu l-am luat. Nu l-ați luat? Da. N-ați făcut informare, că așa ar trebui. Domnul, dar mai ales și eu. Mai vreau și doare la colegi ca să... Doar te ții că informare așa. Am avut discuții cu membrii de ansamblu, eu personal, pentru a face spectacole în Salina. Și chiar astăzi am avut o discuție cu domnul Miai Teleagă, parcă așa este. Da. Poate greșesc numele, n-ar vrea să vă greșesc. Și cu bratul ăla care e la biserică, nu știu cum îl cheamă. N-am cunoștințe din unde lumea lui. Au venit, am discutat, să vedem cum își fac și dumnealor programul și vor fi niște spectacole în Salina. Noi ne-am propus undeva în miezul zilei, că atunci cei mai mulți poliști. O să vedem cum o să fie. Și dumneavoastră o să-și spună graficul, vor face un afiș, asta i-am rugat să fie un afiș care o să-l datăm de fiecare dată, pentru că nu poate să facă nici ei de fiecare dată alt afiș. Vom avea același afiș și vom pune data. Data de va fi un spectacol, nu știu cum să spun, dacă săptămânal dumneavoastră urmează să-și facă graficul din spectacol. Am avut discuții. Stațiunile care se respecta un grafic din ianuarie, pe săptămână, dacă nu pe zile, până la sfârșit, cam ce putea să vezi în perioada respectivă. Nu mai doresc mai avem un program de evenimente. De exemplu, pot să vă informez că în acest moment există sub egida
Mă rog. Și din cum am știut problema, este o doamnă Nechita care se ocupă de artă și știu eu diverse manifestări, care e destul de cunoscută, n-aș putea să dau eu prea multe detalii acum, care a fost o primă etapă de acest simpozion anul trecut la Slănic, cu oameni de televiziune și din zona artelor din India, din Ceoslovacia, dacă nu mă înșel, din China, mi se pare. Anul acesta, deocamdată, au sosit deja delegații din India și astăzi au fost pentru prima dată la Salina. Deci, la Slănic, Moldova, va fi evenimentul, dacă nu mă înșel, către sfârșitul lunii iunie și ei deja au venit și lucrează, adică pentru evenimentul care va fi. Totodată cu acest eveniment va fi și o formație de muzică care va, o să fie popularizat la momentul respectiv, chiar pentru a stabili, la sfârșitul săptămânii viitoare, pentru a stabili toate detaliile, vor fi prezenți membri acestei formații, să o numesc așa, care eu zic că e destul de cunoscut, am înțeles că a ținut spectacole chiar și în afara țării. Dar încercăm să avem un program sau un calendar al evenimentelor care să nu se suprapună în oarecare măsură peste alte programe. De asta vreau chiar să mai fac o informare și cu asta am închei. Cred că datorită asfaltărilor și lucrărilor din zonă, pentru că va trebui cu diriginții de șantier să stabilim noi deja pentru calea de acces pe lângă releul de dens, care va constitui rezerva pentru circulație, deja s-a finalizat licitația, s-au semnat, deci cei de la drumul Moldova au câștigat licitația la București, și va trebui să ne punem de acord cu dirigintele, să văd, nici nu știu cine, dirigintele de șantier, la constructorul dumneavoastră, astfel încât să clarificăm un grafic de începerea lucrărilor și cum le abordăm. Cei de la construcții Moldova au venit și astăzi pentru a stabili acest grafic, dar așa de aglomerat a fost ziua de astăzi, pentru că n-am lucrat două zile și lucrurile s-au acutizat și a rămas să stabilim o întâlnire astfel încât dumneavoastră vor să știe să înceapă lucrările. De asta va trebui să vedem cum clarificăm săptămâna cealaltă asfaltarea celor până la urmă celor două căi. Pregătirea asfaltării pentru cele două căi de acces, pentru că va fi delicat. S-a intrat, vedeți, legislația este atât de cruntă, pentru a demara un proiect, astfel încât există pericolul să intrăm în plin sezon și să-l dăm total peste cap cu aceste lucrări. Dar, ce să facem? Asta e, va fi probabil la un moment dat și bine. Dacă lucrurile merg așa cum merg în țărișoara asta. Din punct de vedere al activității culturale, săptămâna trecută domnul Ioan Moraru, care e cunoscut de către noi cei mai mulți corespondent la Ziarul Deșteptarea, dar este și scriitor și a scris din o carte și a lansat-o aici la Clubul Elevilor, au avut invitații, s-au făcut invitațiile de la Bolat, de la Onești, oameni de cultură, de literatură. A fost și sponsorizat de către CRR-ul, a fost de asemenea și corul din Cărbătina, care a condus de doamna Lucica Mușar. A fost un eveniment frumos, a fost un eveniment, am încercat să fie mai restrâns, dar chiar au invitați din mai multe localități. Și a ales Târgoma, cu toate că este Oneștea, deci Târgoma este preferată de, și de către oameni de cultură. Mulțumesc! Vreau să fac și o precizare, că ansamblul care funcționează și ansamblul folclorii care funcționează la nivel de oraș, are doar doi salariați angajați ca și referenți culturali la Casa de Cultură. Cel de-al treilea este gestionarul patrimoniului de la Casa de Cultură, iar ceilalți membri din componenți sunt pe bază de voluntari, pentru că sunt angajați fie ai episcopiei, parohia Buna Vestire, fie la grupul elevilor, fie în alte activități. Deci,
ansamblul sau partea care sunt salariați, cu siguranță se implică la toate evenimentele care le organizăm de către instituția noastră. Ceilalți vin pe bază de voluntariat și pe... Cu scuze de dirigoare, noi ne-am scăpat o problemă și am vrut să revin cu ea. Este vorba de acel indicator pentru orașul Târgovna, care vă rugați, eu insistam să fie implantat acolo la Unești. Nu mi se pare normal să avem un indicator de mercuri a Ciuc, să avem dislănit Moldova, să le avem și pentru Unești. Deci, în zona acelei intersecții, am avut, cred că, chiar nu știu câte oare, nu mai contează de când, dacă nu, putem să facem noi. Și noi am fost cât atât de sorelogă, că văd că a trebuit chiar o jumătate. Și cât costă un indicator și cât durează la o aprobare. Că așa cum cei de la Moinești au acolo un indicator care să ne fie cu iertare. Moineștiul unde ești, să fie și pentru Târgovna. Dacă tot vrem să... Nu mă iertați, mă țin la Mercurian Ciuc. O perioadă în timp am omis cu bună știință să rupă un indicator spre județul Bacău. Da. Pentru că așa erau cei din administrația locală de acolo. Dar aici chiar e absolut necesar. Avem adresele făcute de drumul național, nici un sens de asta nu se pune cu aprobarea lor. Colaborăm destul de greu, pentru că în gura stănicii s-au apucat de varianta, acum cu avarea, cu drumul care este închis, s-au apucat în gura stănicului, au asfaltat 200 de metri, au plecat cu toate utilajele de aici, invocând faptul că au o urgență în Albița și tot încerc mereu să-i aduc, să termini partea asta de aici. Deci e greu de lucrat, nu fac ceva. Două adrese avem trimise pe aceste indicatoare și nu sunt când am primit și răspunsul. Avem și adrese cu starea de disconfort din gura slănic, cu tot praful și cu tot întrabe. Dă-l rapid de indicatorul, nu? Punem noi, să ne amendem. Haide să-l punem, îl facem. Nu știu praful ăla. Haideți să-l facem și să ne amendezi. Da. Ei, da. Cum am dat noi un indicator. Dar mai e posibil întrebare. Da. În legătură cu zona asta care e Ministerul 12 spre Slănic Moldova, o mai făcut ceva de mers, o știți, știți. Eu am participat la ședința stației de urgență cu doamna prefect și cu toți fații medicini. Drumurile naționale au obligația de a face studiu ce o să vadă ce e acolo. Am participat și reprezentantul Salinii, pentru că au fost tot felul diversiuni care ar fi implicată Salinii. Chiar mai mult decât atât, Roșu a venit ieri aici, a dus să vorbească Sarina, că s-a uscat un pom în grădină. Adică sunt tot felul de diversiuni. Nu are legătură cu exploatarea strade. Este de suprafață. E trebuie să facă studiul geo și să vină să fac. Cam ce se face în licitație. Și da, trebuie să achiziționezi studiul geo să fac. Cum să mișcă lucrurile? Mai suntem ostăritori cu ei. Așa tot viașele teoretic sunt frumoase și sunt grafic. Dar când e vorba practic, nu se concretizează. Legislația tot de gruntă ce vreți. Practic, noi suportăm tot disconfortul tuturor turiștilor care trec spre Slănic sau de la Slănic, care trebuie să se abate cu drum. Scade și numărul celor care se interesează cu la Slănic, mai din cauza drumului. Și disconfortul e pe Târgovna, nu e pe Slănic. Da. Da. Dacă mai sunt probleme de ridicat, vă informăm unde... Vă mulțumim pentru prezență și vă mulțumim pentru prezență.